Salut, salut din nou! Nu găseam poză. Nu era de acord cu mine, cu poză. Nu mai mergea încă o dată melodia de intro, zici? Nu zic așa că mai băgam și melodia. Hai să căutăm. Vedem. Until Dawn. Uite, vreau să vă zic eu ce joc acum. Ăsta-l joc. Season Dar nu știu dacă e de stream. Ca idee. Ăsta l-am luat eu data trecută. Îmi I ziceți left dacă my e. home to record the world before it ends. To find out what is this season and why is it ending. I cycled across the earth until I came upon a strange fowl and met the last remaining inhabitants. Strict. A widow, her son, an old artist, a community organizer, a reclusive monk. Dar știi cum e I was with them in the jocul final After moments Dark? before the evacuation. Aici e animat. Who are they? What kind of power este shaped their lives? Strict, e and how is it un connected to ritm what will și happen to us? E o chestie așa de sune, If the de answers până la urmă tu aren't mergi in my cu un If these lives aren't ai un jurnal here, și fotografiezi, înregistrezi they'll be sunete lost și cumva vrei să păstrezi toată istoria acestui in the sezon, pentru că turning of acest the sezon season. se va încheia și începe alt sezon, adică altă perioada cumva, asta am înțeles eu cumva, a lumii. Și cumva ca să nu se uite istoria, atunci tu iei toate aceste informații și le păstrezi cumva într-un soi de bibliotecă ca să ne înțelegem, știi? Da, sezonul nou la Sfierbinți începe acum, în februarie. E interesant, îi dăm o încercare, că oricum l-am luat și am început să-l joc așa de curiozitate, să văd cum arată. Arată foarte șmecher și se vede într-o mare fel pe... aseară l-am încercat. PlayStation. Și ai zis tu să caut... cum? Ah, da, de ce se întâmplă treaba asta? Stai puțin. Why is this happening? Încercăm să o rezolvăm. Bam. Ia, sunt e ce trebuie? Hello, da. Ia să văd dacă scriu eu ceva. Sal. Mulțam. Ăla, agai, mă rog. E pe relaxare maximă. Da, putem să-i dăm o încercare, să-l vedeți și voi cum e și la final vă întreb. Bă, nene, mergem cu ăsta mai departe sau nu? Și ați zis mai devreme, ai zis Mafia 1 am jucat. E mai jos. Poate 2-ul l-aș încerca, dar nu știu când. The Walking Dead nu-mi place grafica. Știi ce zic? Uite și tu asta. The Walking Dead, nu?
Nu mă omoră după grafica asta din The Walking Dead. Niciodată nu m-am... Care seamănă cu grafica din... nu Outriders. Zi să-i zic. Ăla. Borderlands. Căutăm și noi din astea oficiale ca să nu... Asta. Nu mă, nu, nu. Știi ce zic? Foarte tare sună tu, așa am senzat. But I'll look after you. Dar în schimb am urmărit episodul. Îl termin, dacă e și pe Callisto Protocol. Am văzut că eu mi-am făcut un update ieri, să văd poate o îmbunătățire. Dying Light e mai jos. Red Dead l-am jucat. L-am jucat cu ceva timp în urmă. Asta, grafica asta, așa. Offstream. Nu, nu există mai jos. Red Dead Redemption. Ce acum e tare? Ceva de genul ăsta e ok? Days Gone ăsta ar fi... Ia stai mult să vedem, că nici nu știu cum arată Mafia Definitive Edition, Mafia 2. Există îmbunătățiri? Vizităm cine? Ai Rafael? Game Best? A, uite aici, niște... Poate Mafia 2 aș putea să-l bag. Știi? Ăsta e 2. Ah, ar putea să... 3 nu am, nu am jucat deloc 3. Na. Ah. Poate dacă nu mai avem ceva de jucat, știi ce zic? Dar... Cred că următorul ar trebui să fie, dar mai e până atunci, mai avem de mâncat o pâine până la zi să-i zic. Ia să-l vedem pe băiatul ăsta, ca să ne facem și despre el o părere, ca să zicem. N-are gameplay... Gameplay trailer. 4K, exact ce trebuie. Îi dăm o încercare și băiatul ăsta. Treiu asta, știu ce zici, că... Băi, ăsta arată, de arătat arată... Luăm prin facultatea asta de magie, vedem ce fac. Stai prea încet, mă frate, cum fac eu încă? You have much to learn. You have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. A surprised opponent is a weak opponent. They will test your abilities both innate and learned. Pe o îmbunătățire, Dying Light 2, l-am jucat, Sebastian e mai jos. No need for theatrics. Borderlands, iarăși, grafica din... Nu mă omor eu după aia, pe grafica. Mafia e bombă, Days Gone. Deci aici văd că se... Am tot auzit Mafia, Days Gone. Facem o încercare cu ele. Nu știu când, asta e chestia, că avem treaba acum. Eu acum sunt pe... Am pornit... Sau Elden Ring, frate. Deși acolo facem un live, cred că atâta. Cred că îmi prind degetele în Elden Ring. Ca idee. Știi ce zic? Elden Ring măcar ar fi mai actual. Days Gone e un pic... Deși l-am pe Days Gone. Să găsim gameplay. Gameplay.
de cine asta? Aici mie să nu știi asta când intri pe oficial. Oficial? Ia să vedem așa. Asta e trailer, iarăși? The unique ability to manipulate powerful ancient magic hidden in the wizarding world. You'll need to uncover what's behind the return of this forgotten magic and who is seeking to harness it to destroy wizardkind, as you may be the one that decides the fate of the entire wizarding world. De frumos, e frumos. Clar. But before you can study magic and begin to solve these mysteries, adică, bune, you must create the witch or wizard you want Dark to be. Dar l-am jucat. Super Mario. Ar fi Caterinca Super Mario. When you arrive at Hogwarts, you will be sorted into one of the four houses: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin. After you settle into your dormitory, cu Elden Ring aș face și aș face o Caterinca cu Elden Ring, maxim un live. L-aș lua, că oricum merită oamenii aia banii, ca să zic așa. Deci chiar dacă nu-l joc eu până la capăt, nu contează. You'll begin your studies attending Charles, Defense Against the Dark Arts. Vali, clar e lung. Pare că e lung, e un RPG până la urmă. Bănuiesc că trebuie să te duci să faci tot felul. The Watcher îl încercăm și pe Days Gone. Până la urmă ajunge și la el. Assassin's Creed l-a jucat pe ăsta care apare, nu mai știu cum se numește, ăsta nou. Și BioShock scoate ceva, mă. With the passion and rigor requisite of such a challenge. Cum se numea om, bă? Stai puțin că îl caut acum, că nu mai știu cum arată dubioșel. Cum am zis, Days Gone, bă, Days Gone rămâne pe listă. Poate și Mafia 2, 3, eu nu cred că m-aș băga la el. Știi cineva cum se numește jocul făcut de ăștia care au făcut BioShock de apare anul ăsta? E complicat, dar ar fi Caterinca. Și eu mi-aș dori să fie un joc cu las fierbinți. Ar fi Caterinca. Mi se pare super șmechere ideea de a rămâne cumva într-un joc ca și caracter. Mi se pare șmechere rău de tot. Ideea, conceptul. Fain tare. Adică și când o să mai fiu, poate rămâne pe acolo. Păi ia cineva și păi ia stăm. Mi se pare șmecher. Să-ți... De ce n-am jucat Mafia 3? Mi s-a părut că e repetitiv, mi s-a părut că nu e wow. Și mi-au plăcut foarte mult 1 și 2. Și ăla mi s-a părut o să-i pur așa într-altă direcție. Dar poate greșesc, poate e ceva de capul lui. Sons of the Forest, băi nene, îl jucăm pe ăsta. Când au zis ăștia că apare Sons of the Forest? Dar nu are niciun în februarie, dar n-au anunțat. Aba nu, au anunțat, ia uite-l pe băiat. Ăsta îl jucăm, ăsta online co-op, dacă are co-op jucători, cine l-are, nu știu cine nu mai are, poate-l ia și Cristi, poate-l ia și Oli, vedem câte locuri sunt, mai luăm oameni din chat și îl facem cap-coadă pe ăsta, claro că fi. Ăsta e de jucat, nene. Plus că e interesant ce au făcut cu gameplay-ul, inclusiv, mi se pare interesant. Inclusiv AI-ul. E și mai chiar rău. Cred că o să fie Caterinca asta. Inclusiv asta, că poți să, și tipul asta, spre exemplu, poate să fie asistentul tău. Tu ai un AI pe care construiești, ajută să cară lemne sau dacă vrei să nu mai fii cu el, pur și simplu îl împuști. Și au zis că poți să ai tot felul de aliați pe parcursul jocului dacă vrei. Uite și rechini. Și ăștia sunt interesanți. Inamicii. Dacă e frig, se îmbracă. E interesant. Un fel de Sims pe modul las fierbinți. Ar fi Caterinca maximă. Un fel de GTA, dacă stai să te gândești. Că Gianni are... Ai putea să te duci cu Gianni și cu Dorel. Mi-amintești de GTA ăsta ultimul. Ultimul, dacă n-a mai apărut niciunul. Ăștia care încearcă să facă ceva și da, și mi s-a prea Caterinca maximă, e cum a fost bune, chiar Caterinca maximă. Am auzit de Evil West. Am și vrut să-l joc, doar că mi s-a părut repetitiv, așa, știi? Așa, știe cineva cum se numește ăla? Wolfenstein am jucat și
Youngblood ultimul. A fost ultimul Youngblood, nu? L-am jucat. Și ăla de dinainte, care nu știu cum se numește, am jucat Wolfenstein. Șmecher. L-am luat și pentru Vlad. Și se numea cum? Old... nu Old Blood. Se zice... nu mai știu cum se numește. Forspoken o să încerc, Claudiu, dar știi că nu o să încerc Forspoken când o să ajungă 30 de euro. Devil May Cry e bun. E bun. E... iartă-i cânta asta. Mi-e de ori te-ai stăzut pe strada vieții. Da, mă, nene, da, Blink, adevărat. De câte ori tu n-ai venit și eu te-am așteptat. Da, pe Radu. Ar merge că Gianni are tot fel de combinații, numai dacă iei ca inspirație serialul. Nu trebuie să iei chiar toate. Dar iei alea, când a vrut să facă Cosmonauta, e chiar GTA, frate. În spatele cârciumii, știi, cu Gianni, când e în, mă bag eu în sunt cu Dorel și mă antrenez în capsula acolo, cum ar veni, pentru spațiu. New Order, da, Manu, ăla e. New Order. Am văzut Rebecca. A intrat omul aici, într-un live. Gagiu, care a făcut wrestling-ul cu personajele noastre. Și m-a spart. A intrat aici și am zis, mă gândeam că o să fie așa ceva alegeri de vară. Dar nu mai știu să-l caut, că i-aș da un shout-out din nou. Cine știe dacă poate să îmi dea și mie informația să ajung la el, să-l vedem împreună, caterincă maximă. A făcut și mi s-a părut muncit, frate, m-a spart. Dar jur că nu-mi vine în cap cum să numea. A făcut cu personajele din wrestling, cu personajele din Las Fierbinți și m-a spart. A intrat într-un live, am mers pe link-ul ăla, mă așteptam să găsesc ceva așa. Am înțeles, zici că n-ar merita ția bani, Claudiu, din ce am văzut, mi se pare că nu. Uite și tu, fii atent, Forspoken. Hai să vedem. Adică ce mă dă pe mine. Gameplay oficial, poate. Bam. Hai să-l vedem un pic. Deși aici e montat, bănuiesc, dar mă rog. Vlad, mulțumim, apreciez. Dark Riders, șmecher. Aici, mă rog, e montat. Nu arată rău, sunt părți bune. Eu i-aș da așa un 5. Dar poate arată și discursuri și dialoguri. Și... Frey Holland, daydreamer, cat lover, New Yorker. On a fateful evening, her life changed drastically when she was mysteriously transported to the beautiful, treacherous land of Aphia. Wow, și cyberpunk, bă, Sebi, ai dreptate. Și cred că l-ar duce bine de tot calculatorul, că aș merge cu el în blană, chiar dacă merg cu 60 de FPS-uri, ca să vadă șmecherie. Misiune zitea, gen, să frecă ai datorii. Soon looked to Frey as their only hope for confronting the Tantas, once benevolent matriarchs. Nu, frate, vreau... Dă-mi... Frey sets off on a journey through this strange and dangerous land. A, și e prost optimizat. Asta am văzut. Foarte prost optimizat. Deși, dacă te uiți așa, Assassin's Creed arată mai bine. Apropo de... Și ăla merge într-un mare fel. And Frey may even find a small friend. Ghostwire Tokyo. Am jucat, e mai joc, Dog. E mai joc, e mai jos. Jucat cap-coadă. Mi s-a părut intriga mișto. In the right hands, this ore may prove to be most useful. Advaha ore, right? You've seen this stuff before? I've made armor out of it. For Tanta Sila, no less. Whoa, you made that armor?
Does that mean you can do something cool with this stuff? I could. Dialogul cumva e adaptat, chiar dacă dacă stai să te gândești, pare că e într-o perioadă. Aren't there any in town? I'll draw you a map and give you the key. You'll have to do the rest yourself. If you can bring them back, and that's a big if, I'll make you something with that aura of yours. Merită încercat. Mi se pare că nu merită bănuții ăștia, 80 de euro sau 100 de euro. Merită încercat, e o lume. Asta nu se pare că arată rău deloc. Mă rog, îmi place și vocea tipei care prezintă. Ia să vedem, avem și altceva. Before you buy, uite și tu. Don't buy. Treasure chests dot the landscapes and contain items used for crafting or trading with vendors back in Sepal. Mana is earned by leveling up, but it can also be found in glowing pools around Athia. Uite, aici s-a dus direct. Forspoken shouldn't exist. Gagiu s-a dus în blană direct. A zis, nou frate, n-ar trebui să existe. Nine things gamers hate about Forspoken. Ah. Băi, am văzut și eu dialog. Mi s-a părut antipatic personajul din cauza scriturii, nu de altceva, pur și simplu. Da, îl știu pe Wukong, îl știu pe băiat, o să-l jucăm. Și mai e unul șmecher tot cu samurai, da. Ia uite-l pe ăsta. Unreal Engine 5 direct. 8 minute gameplay. Asta nu l-am văzut. Ia să-l vedem. Arată într-un fel ăsta. Și mai e unul cu samurai, dar nu-mi vine în cap acum numele. Și se poate juca și în co-op, ceea ce e într-un fel. De ce suntem aici? Iluminat cinematografic, poftim. Patru că, frate. Patru că. Așa zice, mă, chiar. Am jucat Subnautica, șmecher. Sekiro, complicat are cu Sekiro. Adi, e adevărat, e vorba aia la greu, și asta e altă chestie. Băi, rămâne în vigoare așa, dacă mai amintiți pe parcurs, băgăm Mafia 2, s-a tot zis, Days Gone, Cyberpunk. În trei jocuri. Dar am putea, cum am zis, la o caterincă mică, poate vinerea asta sau sâmbătă, să dăm, să facem așa o trecere în jocul, nu știu, să intrăm un pic și pe Seasons. Să facem și un soi de trecere. Să iau și Elden Ring. Și vedem pe ce rămâne. Sau jucăm jumate, abar n-am. Sunt multe jocuri, bă, asta e foarte multe jocuri, prea puțin timp. Am jucat Second Son. Cu ăsta seamănă Valley, ca și gameplay asta, Forspoken. Second Son. Se pare că e acolo. Manu, adevărat, e greu. Dar sunt suficient de multe jocuri șmechere. Și să știi că multe sunt șmechere și nu sunt neapărat de produse de studiouri mari. Doar că trebuie să le descoperi așa prin căldarea asta, în căldarea asta de jocuri. Ăsta arată foarte șmecher. Foarte șmecher. Adică e și un test aici, la un moment dat, cu ăsta, Unreal gameplay. Mă rog, aici era în lucru. Bănuiesc că și lumea arată într-un fel, adică cred că o să fie Caterinca asta. Cred. Da, The Watcher, Elden Ring, Seasons, Cyberpunk, Days Gone. Aici văd că se restrânge așa.
Nu Ghost of Tsushima, nu. E nou, o să apară acum, Andrei. Stai că-ți zic imediat cum îl cheamă. Îl caut acum, cât ne rămâne. Nu, stai că-ți zic acum. Trimise un mesaj. Dacă mi-a trimis Wally ceva. 小西天土地在此恭迎天命人 Uite ăsta era. E aproape. Fallen Dynasty. Ăsta e. Și ăsta apare, nu știu când. Ăsta e. Și am înțeles că se poate juca în co-op. Wolong Fallen Dynasty might be an action game, but after playing through some Da, Eugen, ai zis la fix ăla e. I went away realizing that it innovates on the exploration loop in Soulsborne games. Stalker, da, iarăși ăla apare anul ăsta. Ba da, o să mai bagăm și Eurotrack, că nu l-am dezinstalat, am volanul aici. It's the morale rank system that truly feels like it's shaking things up. In Wolong, both the player and enemies have a morale rank that indicates their strength. You can raise your morale rank. Nu știu când, dar aș băga un Eurotrack, cum am zis, tot pe ăla pe pe multiplayer, cum ar veni să facem cursele alea, mi s-a apărut Caterinca. Ia o să-l vedem pe băiat. Un scurt trailer așa. Mi s-a părut că și ăsta are potențial. O să caut și Until Dawn. Îl caut, Andrei. Nu, dacă nu uit. Metro Exodus l-am jucat off. Nu l-am jucat pe stream, dar mi-am făcut maxim. The Watcher aș putea să bag Need for Speed, că îl are Cristi pe contul pe care l-am jucat ăsta. Dead Space. Și cu ăla trebuie să facem o încercare. Nu l-am încercat. SnowRunner l-am încercat. Blink, am jucat Scorn, cap-coadă. E mai jos. Poți dai direct la sfârșit Scorn și poți să vezi părerea mea despre joc. Asta mi se pare că se poate juca și în co-op, ceea ce, dacă e așa cum cred eu, e Caterinca maximă. Să joci cu niște prieteni. Șmecherie. Arată într-un fel, frate. Uite și tu. Eu zic că e bine gagiul ăsta. Ăla dormea un pic acolo, spus, dar în fine. Ștefan, nu mă super omor după Dark Picture Anthology. Mi se pare că nu e nici așa ca un film. Cred că funcționează dacă stai frumos pe canapea și parcurgi jocul ca și cum ar fi așa un film, un thriller. Andrei, eu probabil că atunci când joci ceva care nu prea-ți place să spui, să pui la bot. Așa o să fac, Andrei, că la unele aș da cu stop. Dar dacă vreți voi, adică măcar să merite, în sensul că, pe exemplu, nu-mi place mie, dar vă place vouă. Bă, măcar știu o treabă, știi? Ar face sens. Dar dacă nici eu nu mă omor după el și nici voi nu sunteți înnebuniți, n-are sens să-l ducem până la capăt. E ok cum zici, Andrei, la un moment dat cred că fac asta. Văd cum simt jocul, dau cu vot și cine e pe live votează și în funcție de asta vedem dacă mergeți cu partea a doua
și tot așa, mai la astea care sunt așa, care tremură. L-am terminat manu și a apărut din nou observerul, ultima parte. L-am recuperat, mi l-a dat înapoi YouTube-ul chiar în seara aia, de fapt. L-am terminat pe Dead Space, Andrei. E gata. Dacă mai joc altă parte din Dead Space, nu știu. Little Nightmare l-am instalat, Mario. Am acum instalat așa. Încă am realizat foarte târziu, eu, adică gen săptămâna trecută, cred, că există un library în PlayStation Platină sau cum se numește la Premium. Nu știam. Și am văzut că am toate jocurile astea. Și am instalat Little Nightmare, care mi s-a părut foarte șmecher. Am instalat Death Stranding, care mi s-a părut fine, dar slow paced așa. Apropo de pixelă și asta, dar merge cu motoreta, cu carat, cu nu știu ce. Am mai instalat Death Stranding, Seasons, Letter to the Future, Little Nightmares și Killzone, cred că am instalat. Nu vreau să-l văd de pe vremea de când aveam, ăsta PlayStation. Vreau să joc Killzone, dacă nu mă descurc deloc cu controller. Payday 3 ăsta, Robert, e nou sau e ăla? L-am jucat pe la vechi, nu știu la ce parte e. E nou Payday 3? Ah, ok, o să mă uit. Ia mă, hai să vedem care-i treaba cu Until Dawn. Stai ca Detroit, pe bune? Ia să-l vedem. E de aceeași firmă făcut. Nu e. N-are nicio treabă cu Detroit Become Human. Until Dawn e genul ăsta de... Imagine a night. This was the right thing to do. Where every decision. The hell was it? N-are nicio treabă. Every single action. Detroit. Detroit e... affects your fate. And the fate. O să apară la anul, îl joc atunci. Soto, Robert. Păi dacă vreți voi și unul din seria asta, eu nu mă super omor, cum am zis. Dacă vreți voi nu știu pe ăsta. Dacă vreți voi să băgăm și ceva de genul ăsta, putem. Am mai încercat eu cu query ăla care va... Da, bă, să zicem că ăla exclusively on PS4. Putem să facem și un de ăsta. Eu nu mă super omor după joculețele astea unde câțiva puști se duc într-o cabană în mijlocul pădurii, nu merg telefoanele și îi zic, nu, hai să rămânem aici peste noapte. Știi, genul ăla de chestie. Sau, băi, e părăsită casa. Dumnezeule, dar s-a auzit ceva straniu. Hai să facem un duș. Bă, stai-mă puțin, cum adică mă mâncați? De ce să faci duș? Știi? În principiul ăla. Te cred, Manu. Exact. E tot din segmentul ăla, Adrian, din cum e Quarry. Quarry ăla l-am lăsat acolo unde l-am lăsat. Pe ce l-am jucat oare? Pe PC l-am jucat? Calisto Protocol aici. A, da. Ia uite-l. Nici măcar update nu i-am dat. Deci am jucat din el 4 ore. Atât s-a putut. Păi sunt multe jocuri care îmi plac, Robert.
am tot zis pe parcurs. Pot să fie ciudate, pot să fie, uite, spre exemplu, luăm lista asta. Asta tot cursa, aseară l-am instalat și am instalat toate update-urile vieții și tot felul de nenorocii care să joc pe harta aia cu orașul. Batman-ul nu l-am dus la capăt, dar mi s-a părut foarte șmecher. Battlefield-ul, sunt fan Battlefield, dar era cu bușituri. I-am dat și lui ăsta un update, că poate îl mai vizitez. Dream Cell, Nightmares, Lost Nightmares, ăsta nu știu ce-i cu el. E produs de ai noștri. Da, drăguțel jocul ăsta. Dying Light-ul l-am lăsat acolo, n-am mai jucat. Dar mi s-a părut foarte șmecher. Uite că au mai băgat oamenii chestii în el. Drăguț. Euro Truck Simulator mi-a plăcut. Dar așa că e Caterinca cu voi. Forest-ul mi-a plăcut. Tot așa că e Caterinca cu voi. The Long Dark. Ăsta l-am primit de la cineva din chat. Nu m-am atins de el. Doar l-am instalat. După cum vedeți. Quarry. The Ready or Not. Mi s-a părut Caterinca și mi se pare că are potențial jocul ăsta. Dar mai trebuie un pic de răbdare și poate să fiu Caterinca mișto cu prietenii. Resident Evil Fan. Mi-a plăcut. Și Sackboy. Îmi place. L-am instalat. Trebuie să dau și ăsta un update. Șmecherie și ăsta, de chill. Și ăsta mi se pare șmecher. Tot așa. Pe chill. Fain tare. Angeluț, când joc cu Angel, de fiecare dată când ne despărțim de... Pentru că tu ideea, dacă știți povestea jocului, cumva ești un fel de moarte, cumva le îndeplinești ultimele dorințe. Și la final vii aici în acest cerc și te despargi de fiecare personaj în parte și de fiecare dată ăsta mic începea să plângă. E un concept foarte interesant, dar e pe chill. Adică vezi ce jocuri joc în toate direcțiile. Stanley Parable, șmecher rău, șmecher, șmecher rău, m-am distrat tare. Vegas, că Vegas și Wallpaper Ranger din astea. Deci în toate direcțiile, cam asta e. Joc în... Dacă mi se pare fain, nu trebuie să... hai să nu aruncăm și eu o privire pe Elden Ring ăsta. Ring. Dacă era co-op ăsta, e co-op, dar n-am înțeles cum. Mi s-a părut complicat. Oficial. Arată șmecher ăsta, frate, mi-a plăcut maxim cum arată. Dacă mă întorc în comentarii imediat. Da, cred că, dar eu am simțit că nu e pentru mine jocul ăsta. Noul Gears of War, nu știu ce înseamnă. Make of thyselves that which he desire. Be it a lord, be it a god. But should ye fail to become aught at all, ye will be forsaken. Arată într-un fel, frate. Amounting only to sacrifices. Dacă nici oamenii ăștia nu știu să facă un trailer. Pe bune, uite și tu cum a... Deci, pe bune, jocul anului, înțeleg. Jocul meu e God of War, dar înțeleg lupta. Rebecca, aș fi vrut să-l încerc pe ăla. Totdeauna m-am gândit care-i faza cu jocul ăsta de care zici Firewatch. Eu își dau o încercare. Întotdeauna am ajuns la Firewatch ăsta, întotdeauna zic, care-i faza cu el? Și am văzut gameplay, mi s-a părut... Bă, asta mi se pare super complicat, super greu, dar în fine. Poate doar o senzație, dar nu cred. Beyond Souls l-am jucat, Heavy Rain
am jucat începutul. Am putea să băgăm Heavy Rain. E vechiut, dar cred că e foarte șmecher. Adică mi s-a părut șmecher. La mine am început cu Detroit Become Human și după aia m-am dus la Heavy Rain. Și eram așa. Grafica în Detroit Become Human într-un mare fel și m-a tras așa un pic în jos ăla, dar mi s-a părut dramatic. Heavy Rain începe cu tatăl care își pierde copilul în mall. Și asta a început, mi s-a părut. Nene, să ți-o da direct, să te duci Firewatch ăsta. De fiecare dată ajung la jocul ăsta și în Stanley Parable, nu în Stanley, în Beginner's Guide, care e făcut tot de ăștia care au făcut Stanley Parable, ajungi în jocul în ăsta, în Beginner's Guide, ajungi, dacă ați jucat Beginner's Guide, e un joc din ăsta total Lululand, așa, la momentul că intri în joc și la un moment dat se supără, dar sau e în Stanley Parable? În Stanley Parable cred că intri, nu? Ești nebun? Stai puțin, că îl găsesc. La un moment dat joci jocul ăla și se supără naratorul pe tine și zice, bă, dacă nu-ți place jocul ăsta, atunci te bagă în alt joc. Și te bagă prima dată în CSGO, în CS, și după aia te bagă în The Watcher ăsta, The Firewatch. Greșesc? Alex, normal nu-mi iau, pentru trailere nu-mi iau copyright. O să-mi zică că... Stai puțin, Stanley Parable, Ultra Deluxe, Facility Mind Control, ia, stai puțin. Unde ești, mă? Ce caterincă e și jocul ăsta, dacă nu l-ați jucat și aveți așa chef de un joc, caterincă. E în live-ul meu, dar cred că e în Stanley Parable, ajungi în Firewatch. Te bag în joc. Se supără jocul pe tine și zice gata, nu mai. Joacă altceva, frate. Ah, Farming Simulator, am niște simulatoare, am mai multe, nu doar Farming Simulator, am așa. N-ai un să donezi, mulțam, apreciez. Nu, deocamdată nu e, nu există. Dar apreciez. Lansat în forma asta. It's just so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Nu cred, mă. Ultra Deluxe, what does it even mean? Aici schimbă jocul și de jocul se numește de la mijlocul jocului, jocul nu se numește Stanley Parable Ultra Deluxe, se numește Stanley Parable 2 și faci joc împreună cu el. Și la un moment dat Gagiu se supără pe tine și zice, gata mă, dacă nu-ți place jocul meu, atunci joacă altceva. Ia să vedem cum s-a gândit să fie 2-ul. Ce tâmpenie de joc e jocul ăsta, să-mi bat picioarele. Dar la modul fain zic asta. Unde ești, mă? De birou șefului, cred. Salut, Mih! Bă, stai puțin, că a zis The One Code în comentarii. În fine, e în live-ul ăsta, sigur. Sigur, cred că nu greșesc. Uităm și la el. The Firewatch. Ăsta l-aș încerca. Ia.
Ăsta e trailerul de la Firewatch. The Last Guardian. Legacy of Thieves Collection. Da, am jucat. The wind's really picking up. Da, chiar trebuie să te joci, știu din trailer. Sau din două minute de gameplay, nu e cine știe ce. Dacă îmi joci, e bomba. L-a jucat, mă, pe ăsta. Pă bune. E și chill, așa? L-aș băga undeva. Plus că e clar o intrigă, pentru că ești un gagiu care urmărește pădurea, na. Ai grijă să nu... E clar, și dacă ajuns în Stanley Parable, clar e ceva cu el. Adică faptul că... Prototype am jucat, Andrei. Astea-s clasice, nene. Deci prototype și șmecherie maxim. Hai că mi-a plăcut. L-am jucat, Robert. M-a spart superliminal ăla. Doamne ferește, bă, băiatule. Deci m-a spart. E mai jos. Jesus. Cum a fost superliminal, dacă vreți un joc... Getting out of the shower. You know what I mean. As a lookout. Look, why are we even here? To make sure the damn wilderness doesn't burn down. No. Our job is to be here when that happens. Henry, there are some things you can't prevent. So just stay in your tower, okay? Stay in there and watch. Așa că intern. Stai acolo și privește. L-aș încerca și pe ăsta. Ia puțin. Superliminal? Jesus. Nene. Superliminal? Fă, băiatule. Stați un pic că-l caut. Un pic că-l am mai jos. Deci superliminal e te doare cap. Dacă vreți un joc să vă dea lumea cum l-am pus. Ah, superliminal. Nu cred că am pus numele, nu mai știu că totdeauna mi-e greu să-l găsesc. A, jocul ăsta e ceva de te doare capul, cred că asta e. Dacă mai știe cineva faza asta, dacă a fost cineva atunci când făceam live-uri, cât m-am chinit eu aici la asta. Nu-l pot împinge, nu-l pot muta. La merele astea. Pot să-l multiplic, Doamne ferește. Mi-e asta aici. Doamne ferește cât m-am chinit la merele astea. Ce mi-au făcut mie merele astea. Mai ventilatorul ăsta jocul... Probabil dacă-l faci. Iarăși. Am văzut că pe aici urcă. Dacă e foarte care... micuț. Uite, uite cum e asta. Explică. Vezi? Perfect joc. Cum e. E o chestie în care s-a modifici perspectiva. Vezi? Și în funcție de perspectivă să gândești out of, da, ideea că nu le pot, out of the box, așa că altfel... Ăla nu mai bate, mă, până aici? Da, mă. Ideea e cum urc eu treaba asta. Yeah. Uite aici, pe exemplu. Am stat 1000 de ani. Am stat 1000 de ani, After Dark, da, After Dark, erai cu mine acolo, da, corect. Ca să-mi dau seama cum ies eu din camera asta. Deci, 1000 de ani. Ok. Și dacă, te uiți cu atenție, la un moment dat stați că vă vând. Și am rămas în cam niște chestii din jocul ăsta. Asta e ușa. Asta e ieșirea. Cumva poți să-ți dai seama, dar aia e ieșirea, frate. Dacă nu m-am învârtit de asta, mă, uite, ne zice chiar asta aici. Nu e o ieșire. Eleanor, da, am jucat Eleanor, șmecher. Fine.
Asta era înainte să mă găsești, Florin, da. Ia atent. Bă, ideea e că sar, mă urc pe alea 20 de ani mai târziu, exact cum sunt alea. Și la un moment dat nu mai știu de la ce m-am luat. Băi, Cristi, de cap. Da, da, da. Nu știu, băi. Stai să văd când e momentul ăla. Uite acum, cred că am văzut. Cred, nu, n-am văzut nimic. Uite, uite aia e ieșirea. Aia de acolo. Ce asta de aici. Ce trebuie să văd? Asta de aici. Și acum cred că am realizat că umbrele astea sunt mai mici. Da, aici cred că am realizat. Băi, ești bolnav, bă. Băi, ești bolnav. Deci m-a rupt jocul ăsta. Băi, avem voie așa ceva, mă? Avem voie? E voie să îmbolnăvești oameni la cap, mă, cu... Deci m-a spart, jos, deci... Mă? A, și asta e altă chestie. De exemplu, intre aici. Băi, v- deci așa m-a ținut de jocul ăsta. Fii atent, ca să... Dar n-ajung la... E o ușă acolo, în alb, cum... Stai puțin, că trebuie să nu mai arăt una și după aia mai vorbim. Hai de capul. Deci asta care era faza? A, că îi pare o scară, dar de fapt nu e scară, e de fapt o scară întreagă ușă. Da, e pe YouTube. E mai jos, sunt live-urile de mai jos, că sunt 1.000.000 de live-uri mai jos, 180 și ceva de clipuri. Am jucat Sniper Elite-ul. E ceva. Nu m-am super omorât, nu știu să zic. La cap. Uite aici iarăși asta. Asta. Da. Aici am căutat ușa, dar vezi, uiți. De exemplu, o problemă tehnică aici. Zici unde e ușa? Chiar e. Dar nu spune nimeni că sunt pereți. Ce? Doar că ne închidem singure, băi, te doare în cap, e foarte șmecă. A, ia uite, mă. Și am căutat așa ușa. Nu înțeleg unde e ușa și stau închis. Eu am senzația că sunt închis, dar nu sunt închis. De fapt, nu e un perete aici unde e alb. Eram, păi, e doar o senzație că e o cameră. Înțelegeți, deci jocul ăsta e te doare că... Dacă nu l-ați jucat și aveți chef așa de ceva să vă pună creierul invers, dar la modul tra-la-la, merită toți banii. Adică băieții ăștia chiar s-au gândit, nu știu, nene, cum zămislești genul ăsta de joc. Dar clar trebuie să ai o inteligență peste medie. Medium nu, îl am. Jocul ăsta se numește Subliminal. Și e superliminal, nu e subliminal, superliminal. Stai că la început mă văd că mă uitam niște clipuri. Superliminal se numește jocul. Și merită. Cât merită. Frate, mi s-a părut că ți întoarce creierul invers. Din... Da, da, exact asta. Mi s-a părut da. Interesant de parcurs. 404 error. Error 404. Și l-am luat acum exact înainte de dimineață. Muzică, atmosferă. Funde o... Că e așa. Bun. Ăsta e jocul, bă. Și n-am am agitație. Ca să înțelegi. Stai. Aici te învață la început. Uite, chestiile astea. Se întâmplă în joc. Cumva perspectiva. Okay. Dacă un obiect e foarte aproape și îl ridici, în funcție de perspectivă, poate să mărească sau să micșoreze. Fac aici. Wow, am căutat și acum și văd că n-a nicio recenzie proastă, zice Alexandru, toate sunt very pozitiv. Băi, da, eu eram acolo. Genul de joc munci, frate, adică nu știu unde scoți toate. Eu mă gândesc că șmecher ar fi. Uite și tu la asta, spre exemplu, asta. Te doare capul. De exemplu, mergi și ai senzația că e iarăși ceva, dar nu e nimic, de fapt, e doar un... Uite-mă, doar o perspectivă.
E vopsit pe jos și pe... În Sound Mind am auzit de asta, Andrei. Ghost of Tsushima m-am jucat. E mișto. Și mai chiar. Vedeți pe asta? Ix, căutăm, Vali. In Sound Mind, cred că l-am încercat. Stați că ați mai zis voi niște jocuri acolo. Dar Firewatch ăla, pe bune, l-aș încerca. Mi se pare că e ceva cu el. E atât de simplu, că n-are cum să fie atât de simplu. Cam asta cred eu despre In Sound Mind. Mind. A, l-am jucat, mă. L-am jucat. Este un joc, e jocul de 3 euro, nu știu cât am dat pe el. De, e mai jos. Este puțin. Și tocmai ce jucasem ceva, Quarry, cred că jucasem. Stai puțin. Cred că Quarry jucasem și în Sound am dat 60 de euro sau nu știu, 70 de euro, nu știu cât am dat pe Quarry și pe urmă am dat de In Sound Mind. Șmecher și la bănuții aia pe bune, m-a surprins maxim In Sound Mind. The Beast Inside? Nu, greșesc, ăla e Those Who Remain. In Sound Mind. Cred că am vrut să-l joc sau l-am jucat off-stream. Pentru că știu jocul. The Beast Inside. L-am jucat off-stream, înseamnă. Ia stai că vreau să văd trailerul. Trailer. Înseamnă că... Știu jocul ăsta și nu înțeleg de ce nu... I am not paranoid. I don't believe in monsters or myths. Da, mă, l-am jucat. What I am is a realist. And as such, the world can be a little dark. What is happening to me? What am I becoming? Ba te iau cu muzica asta. Sau nu l-am dus până la capăt, dar am avut jocul instalat, am început să-l joc, dar nu cred că l-am jucat până la capăt, cred că asta e chestia. Și ce joc erai? Don't you agree, Tanya? Te poate juca în co-op? Nu l-am jucat până la capăt, dar arată tralala și ăsta. Păi l-am și After Dark. After Dark in Sound Mind este, am zis mai de mult, a fost gratis. L-am luat, înseamnă că l-am luat, că l-am instalat. Dar nu știu de ce nu l-am jucat până la cap. Că arată tralala pe câmpie. Și aș putea să-l iau și pe PlayStation ca să-l joc pe controller. Cred că e mai ok cu controller. Și ai zis tu... X Z Y, nu? Parcă? Master of Shadow, ăsta? Peggy 16. Cop. Să vedem care treabă cu el. I remember. I was born in a dried up lake bed. It was a big dead tree. Dozens of my kind crawling around like rats. But I wasn't like them. I was a rat of another kind. Păi de ce așa, mă? Stați puțin. Four? Ei, poate? Zic și eu. Nu am să fac asta. Tricky. 4.
Icarus? Și de asta știu. Asta pe unele le știu. Băi, deci asta e treaba. Rated M for mature. M for mature. Așa, cât de cât. Hi there. Direct. I'm the new accountant. Ba da. Să mă bag și eu, dar mai stă la o palavră de aia. Palavră mai vorbim despre jocul, despre chestii. Captain, there's a... My name is Styx, human. Yeah, I can talk. May climb on roofs and scale walls, but you won't catch me wearing a stupid white tabard with a hoodie. I've got a deal for you, Goblin. What's the deal, Captain? Am jucat Raft. Da. Știi ce vreau să joc? The Island. Că și ăla e co-op. But its true power lies inside this. Raft, nu știu care atât poveste e lungă, rău de tot Raft. Abar n-aveam. Eu n-am ieșit de pe mare, n-am ajuns în niciun oraș în Raft. Ba da, Silver. Styx nu este genul tău de joc, zice. After Dark e full stealth. Ăsta e scopul jocului, să faci stealth. Am înțeles. Nu e atunci. We should write no. A story about me. How I always seem to find myself in the shittiest situations. If it was me, I'd use all our explosives to blow up the city. Plague Tale ăla ar trebui luat. Badass. Da. Am jucat, Andrei. E pe undeva, prin live-urile mele l-am jucat secundar la alte. Când s-am terminat ceva joc, am jucat de două ori. Tu zici de... Andrei, tu zici de ăsta, mă. De... Cum îi zice, mă, frate? Cred că l-am instalat, de fapt. Pe ce era ăla? High on Life, ăla e jocul de care zici. Dar pe ce era el? L-am jucat. E Caterinca Epic, poate? Xbox, cred. Cred că l-am jucat pe Xbox. App. Ia să vedem. Una secundă. Imediat. Da, ăla e Uz. Ăla e The Island. E cumva jocul în care ești pe o insulă și trebuie să faci o barcă până pleci cu elicopter, exact. Ăla e jocul. Da, ăsta e. Am jucat 18% din el. Bam. Atât am trecut din el. E Caterinca jocul ăsta. N-am ce să îi zic, știi? Și mai cheruț. Dar repetitiv, așa cumva, știi? Și glumele se repetă la un moment dat, e drăguț. Și The Island e ăsta. Mi se părea Caterinca doar pentru că poți să... Dar am înțeles că erau destul de frustrați oameni. The Island. Cred că așa îi zice. No. Nu e. Înseamnă că greșesc. Îi zice altfel. Cum îl cheamă? Cum 2 ani? Asta era acum? Nu e asta, frate. Da, seamănă cu asta. August, I did
Home Sweet Home am jucat, Andrei. E pe live-ul mai jos, Home Sweet Home. Again, this game is available on Steam. We'll put a link in the description. We'll test it out, and you guys can call Fields, tell me whether or not. Dar nu e ăsta. Uite-l și pe Green Hell. Ăsta nu l-am încercat, Green Hell. But I did see a lot of updates from the developer, so we'll see what that's all about. Looks like we got a boat over here. Nu l-am încercat, bă, băiatul ăsta. N-am îndrăznit cu ăsta. Grounded nu, n-am încercat, dar am auzit de el. Hey, sleepyhead. Finally up. You left already? Well, I was hoping we'd have breakfast. Son of the forest, clar. Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? Stai puțin că poate găsim exactly what I wanted. Și ăsta. Stai puțin să caut un pic ceva. Son Sons of the Forest. Dar cum nu gameplay. AI companion. Nu e mă, asta trebuie să-l jucăm, frate. N-ai cum. N-ai cum să nu joci asta. Și nu știu pe ce... Unity e făcut pe Unity. Am crezut că e Unreal, dar nu e Unreal. Când vezi textele, reflex, sâmbătă sau duminica, dar depinde cum merge, dacă nu merge, ciupesc în fiecare zi câte puțin, dacă nu câte puțin, ciupesc așa, fac, împart pe zile, depinde ce medie de pagine am, dacă sunt 20 sunt, e ok, dacă sunt 30 e mai complicat, așa mai departe. Vizu, o să-l urc eu la un moment dat, bucata mea din show de la Sala Palatului, o să urc eu pe contul meu, aici. Deci o să poți să vezi bucata mea. Bănuiesc că bucata lui Bobo o să fie la el pe canal. Da, bucata lui Mișu la el pe canal. Bănuiesc. Dar ce pot să spun sigur e că bucățica de am făcut-o eu o să fie aici. O să pun aici. În februarie, Roberto, atunci începe. Păi dacă intri și tu After Dark, da, normal. Clar că fi. Jucăm, facem asta. Dacă se poate, 8 oameni, Caterinca maxim. Și o luăm așa ușor, facem bază, facem tot ce trebuie ca să fie bine, să nu fie rău. M-am făcut și în celălalt, dar era mai puțin atunci. Bun. Seară faină, reflex. Bă, Stalker o să fie de jucat și Stalker. Nu știu cum o să fie implementată treaba. Nu știu foarte clar cum e. Anomalii mod. Eu asta vreau să-l vedem cum o să fie. Cam senzația că o să fie într-un mare fel. Și ăsta a fost mutat, nu? Parcă trebuia să apară, nu? Care era treaba cu ăsta? Că l-au amânat.
E treabă și aici. After years of work, a group of scientists managed to tap into the noosphere. Când apare un atomic heart. The Earth's information field. Nu, n-am jucat niciun Plague Tale. E mișto, niciunul din ele. Păi vedem cum ne grupăm, vedem ce locuri rămân. Ne vedem pe traseu. E mișto. Te pup, ne vedem. Don't want the innocent to suffer? Then help me find the culprit. În cauza războiului, corect, mă. Corect, așa e, da, știe, da. And who the fuck are you? Da. Seamănă cu Metro, că na, acum nu știi care seamănă cu care. Evident, jocurile împrumută. Da, ai putea să zici că Metro seamănă cu Stalker, că na, a venit înainte un pic. Da, mă rog, e irelevant pentru că, mamă, cum arată, frate. Și cum e lumea. Jesus. Hai de cap, mă. Dacă se mișcă așa și dacă nu-ți rupe calculatorul în două, dacă nu ia foc și se mișcă așa... Și putem cumva să facem un soi de multiplayer în el, știi, adică dacă putem să fim mai mulți. Șmecher. Da, Dark Needle, o să bag cu Bobo. Știi, mi-a trecut PUBG-ul grav rău de tot, adică sunt jocuri pe care le-am lăsat în urmă și unele mă mai întorc, cum mă mai bate gândul, spre exemplu la Rainbow Six. Să mai dau o tură pe acolo, dar am trece. Dar sunt unele unde am închis capitolul, cum e GTA-ul. Ne, au trecut 10 ani, 11 ani, gata frate, scoateți următorul, că pe bun, l-am jucat pe toate părțile, l-am pus și în față, și în spate, și deasupra, și sub. Aiurea, rău. Unul din developerii de la Main, developerii Main de la Stalker a murit în război. Da. Ce vreau? Ce am mai zis noi? Mai zici ceva, dar nu se leagă la mine acum. Aolo, și Diablo. Și Diablo, am auzit că ar putea să fie șmecherie și Diablo. Stalker a fost primul, știu, Robert. Aia e ideea, că aici apare asta. Cine a luat de la cine e, și e relevant. Până la urmă poți să ia fiecare de la fiecare. Eu sunt pentru împrumuturile astea, mai ales că mai ales dacă iei lucrurile bune. Adevărat. Au lansat Red Dead Redemption. Ce vreau, mă, să Și Red Dead Redemption e șmecherie maximă. S-au grăbit un pic cu trilogia aia, dar... O să văd când o să schimb locația la care lucrez acum. Poate o să existe o formulă, uite cum zice Marșo, poate îl convici pe Mihai să jucați textul. Roberto, eu n-am o părere formată despre Cyberpunk pentru că nu l-am jucat. N-am jucat Cyberpunk, ca să vă explic de ce n-am jucat Cyberpunk. Pentru că în creierii mei mă gândeam așa, ce mișto e că o să fie lumea aia și o să putem cumva să ne întâlnim în lumea aia. Așa era în capul meu. Deci cumva o să existe un soi de multiplayer. Dar la lansare, cu o lună înainte de lansare, au zis, cum au mai zis și alții, dar nu vine în cap producătorul respectiv, care a zis că lansează întâi jocul și după aia o să lanseze peste un an sau peste 2 ani și multiplayer-ul, care o să fie gratuit, a zis ăsta. La Cyberpunk n-au precizat că o să fie gratuit. Și mi s-a părut că după 70.000 de ani de așteptare scoți un joc și cu o lună înainte, până atunci nu te-ai gândit că poate e important, zici... Bă, de fapt, e fără multiplayer. Nu știu la ce vă gândeați voi. E fără multiplayer și o scoate multiplayer pe 2 ani mai târziu. Cred că au trecut 2 ani și nu cred că există niciun multiplayer. Pam, pam.
Și, nu știu, m-a ofticat atunci și n-am mai jucat. Dar acum am înțeles că e... nu mai are bug-uri și nu știu ce. Am tot văzut și animația de pe Netflix, Edge Runners, și am jucat și Observer mai nou, care te duce acolo în cyberpunk, cumva, zona aia. Mai mult Blade Runner, dar tot în zona aia, și mă gândeam că ar fi interesant să mă apuc și de, măcar să-i dau o încercare lui Cyberpunk. It Takes Two e numărul 1, da, clar, Dark Needle, șmecher. Fallout 76, am jucat Fallout, Fallout 76, nu mai știu care, nu am jucat ultimul Fallout, care a fost dezastru. Nu știu, After Dark întreabă dacă Destiny au făcut Cyberpunk-ul. Nu știu. Da, de arătat arată într-un fel și Cyberpunk ăsta. Dar ce vreme, ce joc? I played Cyberpunk în 2023 and it's amazing, zice Brian Wolf. Arată într-un fel, frate, jocul ăsta, nu m-am atins de el. What the fuss was about since I heard Project Red after The Witcher 3 and I began to follow their development on Cyberpunk 2077, leading me to pre-order it for PS4 at the time and began to play it here on the channel. Now I finished it and I did only the main missions and Pan Am sites. Schmecker, bă. Ia, vedem și aici un comparison la NG. DLS 130 de FPS versus 39, what? Excuse me? 39, Jesus. Arată, băi, arată într-un fel, frate, și ăsta. Am jucat Far Cry ultimul, nu știu de ce să zic că nu l-am mai dus la capăt, dar pui mei. Îl știu, Andrei, am vrut să-l joc, Remnant, From the Ashes. Am vrut să-l joc. E vechiut joculețul, dar e un joc peste care s-a trecut așa și mi se pare că are, ce-am văzut eu acolo are potențial. Deci am vrut să-l încerc, dar am renunțat. Fallout 4 e titanul serii. Robert, total de acord cu tine. Așa, Avengers au făcut schema cu online mai pe seară, zice The Watcher. Manu zice, CD Projekt a creat Cyberpunk. Uite, a zis Manu, After Dark. Manu a zis, CD Projekt a creat Cyberpunk. Oamenii care au creat și Witcher. Băi, ești nebun. Foarte tare. Cum zice, firma asta producătoare de jocuri. Dar da, da, gândește că Cyberpunk nu știu exact în ce an a fost anunțat, dar a fost un joc extrem de așteptat. Da, știu că a fost extrem de așteptat, eram printre aia care așteptau. Și când a apărut a avut doar recenzii nasoale. A avut recenzii nasoale pentru că era nejucabil. Dacă Cyberpunk problems, release date problems. Ia să vedem. Bugs, yeah. Uite, kudos. Nu știu acum dacă pot să-mi iau ban pentru treaba asta. Dar uite băiatul ăsta. Asta este probabil când a pus kudos. A pus acum 2 ani. 2 milioane de vizualizări cu 2 ani. Șmecher. Ia uite și tu.
Uite și tu aici, uite și tu la băiatul ăla, tu l-ai văzut? Adică cred că a avut recenzi din asoale, că l-au scos așa. Ia uite și tu. Bam, ce s-a întâmplat aici? Iartă-mă băieți. What? Uite-l pe om, omuleții. What the fuck is that bug? What is that bug? Adică pe bune, clar a primit recenzi din asoale, ia uite și tu ce aici. M-a fost și cu GTA, cu trilogia, Jesus. Now I could paint the sidewalk with your guts, but that wouldn't get me what I'm owed. Oh, you wanna try? Go on, son. Na, drăcie. Save me. Na. Cred că a primit recenzii nasoale, frate. Cred că vă bune. Uite și tu. Băi, măi, frate, adică vă bune? Păi nu cred că au Kyo, n-au cum să... Ia uite-l pe ăsta, ce-a făcut? Ăla era un copac, ce e ăla? A, copacul, da. N-au cum să repare Kyo pe ăla, GTA. Tu gândește că mă uitam la povestea. Deci un studio foarte mic s-a ocupat de remake-ul trilogiei. Păi sunt trei jocuri, Jesus Christ, cum să faci un studio extrem de mic? Și pe ăsta, ca să-l pună pe picioare, au trebuit un an și o echipă dezvoltatoare are peste 1000 de oameni și au avut nevoie de ajutor ca să pună Cyberpunk într-un an la punct. Deci acolo sunt trei jocuri, tu îți dai seama ce înseamnă. Și acolo au fost probleme, mă uitam la trilogie că era atât de mult de muncă încât au făcut un AI care cumva se aplice peste tot, spre exemplu, peste toate bannerele vechi sau scris vechi sau reclamele vechi, cumva trebuia să le updateze, să arate bine. Și AI-ul ăla făcea confuzii de genul, cum erau donut și a confundat ou cu o gogoașă și a înlocuit în tot jocul, na, și trebuia să ai alt om care să vină să vadă ce a făcut AI-ul, te doare capul, e muncă multă. Ca să-l pună la... Da, am auzit de Nio. 2. Am auzit. Super Pou. Asta e caricatură? A, n-a avut, zici tu? Asta nu știu, Robert. Mulți spun că jocul în sine, pe lângă faptul că avea foarte multe bug-uri, nu a avut o poveste care să captiveze atât de tare publicul. Eu personal nu am jucat niciodată, nici eu, deci nu pot să zic. Ia uite-l. Nu pot să zic nimic. Săracu, bă. N-ai cum. Ia să vedem și GTA Trilogy. Definitive Edition Bugs. Numai când vezi asta, fă vâne. Adică fă vâne. N-ai cum, mă, n-ai cum. Bă. Bugs. And glitches. Mam. Ia la cine uităm. Ia. La. Abandon. Am uitat să dau un pachet. Ok, homie, let's load this shit up. Uf. Asta a fost. Asta e remake-ul. Da, asta a fost. Bă, dar e uriaș jocul, frate, sunt trei jocuri. Dar nici pe ăștia de la Rockstar nu înțeleg de ce să lași o firmă mult mai mică să se ocupe de remake-ul jocului când... Jesus, de ce îi faci asta? Asta e remake-ul. Pare că nu e remake-ul. Nu e remake-ul ăsta, frate. E remake-ul ăsta? Mie mi se pare că nu e. Remaster? Ok. Hit.
Hit Hard. Da, mă, e da, corect. E inclusiv asta cu sursa de lumină. Da, e remake. Please, nigga, please. I'm stuck in the car and I'm dead. Inclusiv la asta am auzit că exista un bug unde salvarea era bug și nu puteai, deci ideea e că nu mai puteai să joci jocul, că nu puteai să mai dai load. Ți-ți dai seama? Deci te doare cap. Și băieții l-au lansat, au zis aniversare, dăm tata cu ăsta. Dante, sunt dat peste cap, așa rezist. Nu e bine. Sunt dat peste cap și de-aia rezist. Știu, Marius. Îl știu pe ăsta. Nu știu care a fost treaba The Watcher. Cu nesimțirea celor de la Rockstar a fost că te-au obligat să le iei doar pe asta. Exact, da, și asta mi s-a părut forțare de mână. Adică, bă, exact, lasă omul să-și aleagă. Poate nu vrea să le preia pe toate. Poate vrea să-l joci doar pe San Andreas. Nu, le iei pe toate trei. Cumva să... Dacă stai să te gândești, toate 360 de euro, că așa au fost, era o afacere. Rebecca, și eu mă bag. Și eu mă bag. Adevărat. Mâine e... Da, suntem în timpul săptămânii, ne-am întins acum și cu palavre. Măruță? Pentru bani? Pentru că originalul fondator, Dan Houser, a plecat din Rockstar Games. Ah, da, corect, ai dreptate. Deci era fondatorul firmei respective. Da, am auzit și asta. Dacă s-ar face un GTA San Andreas cu grafici de cel puțin GTA 5, dar povestea să rămână aceeași, m-aș lăsa de master și de muncă. Adevărat, ăla a fost revoluționar, dar mie mi-a plăcut și 5-ul, maxim. Și San Andreas, dar n-aș mai simți nevoia să mă mai întorc înapoi. Eu cred că putem înainte, știi cum e? Cred că oricum o să vină, sper să nu fie... Nu vreau să-mi imaginez. Cred că următorul o să vină și o să rupă. Așa vreau să mă gândesc la asta. Nu vreau să am neapărat așteptări prea mari, că după aia te dezamăgește. Dar de fiecare dată au rupt. Nu au greșit. Mă rog, în afară de asta. Deci au scos Liberty City. Pentru mine a fost wow. După aia a venit Vice City. Beton. După aia a venit San Andreas, a dat lumea peste cap. După aia a venit 5-ul. Nu, stai, Liberty City, nu? San Andreas, Liberty City și ăsta ultimul, cum s-a numit? Cum s-a numit ultimul? Asta zic. FIFA nu mă joc. Asta zic, toate au rupt. Mi-a plăcut 4 cu ăsta, cu... Nico Bellic? Sau așa, ceva de genul îl chema, nu? San Andreas, Liberty City, 5. Da. Eu am zis Ron, eu sper să-l prind. Asta e, sincer. Sper să-l prind, dacă nu am zis, rămâne stabilit. Dacă apare, luați și voi variantă digitală. Și dacă nu mai sunt pe Tera, atât la mormânt, fac o groapă mică, așa, sau un USB. Bă, gata acolo un pic, poate cine știe, poate pot pe lumea alaltă, îmi fac un PC și dacă nu-l prind, găsesc eu un PC pe lumea alaltă, cât de greu fi. Mi-a plăcut și ăsta, deci mi se pare că toate au rupt, în afară de, porma a venit, evident, Red Dead Redemption, care iarăși, nenorocire, super șmecher, adică are niște detalii jocul ăla în el de nebunești, și au... Seclit-o un pic aici cu un pic mai mult cu asta, cu remasterul ăsta, care, mă rog, în fine. Dar cred că și următorul, cred că
nu știu, așa îmi place să cred că o să vină și... N-au greșit niciodată. Și cred că o să fie nenorocire și următorul. Așa îmi place să cred. De ce să nu fie, Manu? Au zis în 2024. Așa am auzit. În 2024 vedem ceva. Sau un trailer. Un trailer. În 2023 poate un trailer și în 2024 jocul. Zic. Deși n-a scăpat nimic, că s-ar lucra, că pâine, n-a ieșit nimic. Sau, nu știu, sau a ieșit ceva. Parcă a fost o problemă. A fost un leak la un moment dat. Ron, mie îmi place GTA-ul. Nu zic că nu e mișto Red Dead-ul. Red Dead-ul mi-a plăcut maxim. Și poveste, și muzică, și atmosferă, și detalii, și pâine, nu știu, șmecher. Dar nu știu de ce îmi place GTA-ul atât, mi-a plăcut atât de mult. Adică dacă e să pun gameplay, în GTA am stat cel puțin de două ori mai mult, cel puțin, față de Red Dead. Sunt liber mâine, da, Mihnea, adevărat. Da, Xentaris, ai dreptate. Am jucat multiplayer-ul de la Red Dead Redemption. Ok, da. Nu cred. Bă, dar de ce așa, cum adică, pe bune, da, aveți așa tripul ăsta că nu o să iasă GTA 6? Robert zice, sunt mai multe șanse să vedem Half-Life 3, care nu o să iasă niciodată, ăla clar, ăla de abia am luat gândul de la Half-Life 3, nu există. Asta zic, Darning Needle. Au fost leak-uri, exact. Deci înseamnă că se lucrează la el. Asta zic, Mario, exact. Au fost niște leak-uri cu GTA 6. Dar tu ai observat că marea majoritate, Rockstar cam de la GTA 4 aceeași grafică, mă rog. Zici tu că au aceeași grafică, Roberto? Hai să zic, între Vice City primul și Liberty City, nu, primul e Liberty City. Și după aia a fost cu Miami Vice, cum îi se numește ăla? Alea au fost la fel. După aia a venit San Andreas, care n-are nicio treabă cumva, adică era peste și lumea mult mai mare. După aia a venit ăsta cu Nico Bellic, care mi-a rupt calculatorul în două și a trebuit să mă gândesc să-mi cumpăr un alt calculator care n-avea nicio treabă cu San Andreas. Nu, mi-a s-a părut upgrade pe grafic la fiecare. Și după aia a venit 5-ul, care e peste toate, de departe. Eu n-aș zice. Aș zice că au existat îmbunătățiri grafice și nu numai grafice, și dimensiunea hărții, totul s-a mărit, totul. Da, gaming, uite, gaming zice, da, a fost un link într-adevăr și apoi s-a lăsat concedieri și că au început de la zero. What? Bă, bune? Aveam senzația că se lucra de mult. Asta a fost senzația. The Watcher, îmi place să cred că următorul avea nevoie de atât de multă muncă încât nu au avut timp să facă remasterul și de aceea l-au dat acelei companii. Asta îmi place să cred și eu cred același lucru, The Watcher. Cumva ei și-au dirijat toată atenția către GTA 6 și atunci au lăsat o firmă secundară să se ocupe de remaster și... Dar ce n-am înțeles e de ce să optezi pentru o firmă secundară să facă remasterul când firma respectivă nu are istoric în remasteruri. Adică făcuseră portare doar pentru GTA pe telefon și și aia era destul de prost făcută. Cu probleme, cu bug-uri. În fine, whatever. Fiți, Adrian zice... Adrian, o să zic. A fost intenționat cu acel leak să vadă cum reacționează publicul. Eu sunt pe securitate cibernetică la Master
și o companie așa de mare cum e Rockstar nu avea cum să piardă game footage. Zici tu, Adrian? Că n-aveau cum? Eu zic că dacă vrea cineva neapărat, la urmă a mai scăpat pe parcurs, chiar dacă n-au găsit, sunt oameni care spun, bă, apare următorul joc, dar nu dau neapărat leak-uri, nu-ți dau, dar vorbesc și sunt sursă sigură, știi, când se spune, bă, Cutărescu a zis că se lucrează la, nu ai neapărat o dovadă fizică, în sensul că nu vezi o poză sau ceva, dar dacă a spus Cutărescu, de obicei Cutărescu are dreptate, nu știu de unde își face la rost de informație, deci probabil leak, hai să zicem că poze și chestii nu faci rost, dar e clar că se discută. Dar înțeleg ce zici și tu, Adrian, adică face sens ce spui, în sensul că pe lângă faptul că nu e expusă toată lumea la informația jocului, bănuiesc că au niște contracte de alea de te doare capul dacă scapă ceva informație și ești prins. Nici nu vreau să mă gândesc. Oricum, dar ideea e că nu înțeleg oricum alegerile. De ce să lași o firmă atât de mică? De ce să nu schimbi, spre exemplu, în GTA, în trilogie, n-au plătit drepturile de autor pentru muzică. Și foștii jucători au realizat că lipsesc melodii. Și te gândești, nu mai știu cât consumă, cât câștigă anual, dar e ceva... N-ai, adică e o infimă plata drepturilor de autor pe melodii respectiv și cu toate respective și toate astea n-au făcut asta. Zici și făceau un raport cu cât câștigă anual, știi? Adică sunt sus, rău. Da, da, After Dark. Da, oricum și eu tot zic că o să ies, dar ne-am mai întins la palavre și îmi face plăcere și de asta mă întind. O să apară, doar că lucrează băieții din greu la el. Plus că jocul rămâne pe Rage Engine de la Rockstar, nu pe Unreal Engine. Da, corect, așa e dreptate. Măruță. Adevărat, au făcut trecerea de pe motorul lor grafic, ăsta Rage, pe Unreal. Și asta a fost altă demență. În condițiile în care Red Dead Redemption arată... vis, dar problema era cu, îți spun care era, au zis că e problema cu Rage-ul, că e motor grafic realist sau chestie de genul ăsta și vreau să, ai văzut că el au o grafică așa de desene animate și cumva au considerat că Unreal o să fie mai bun, numai că au avut o problemă aici când au trecut în Unreal, nici măcar nu mai aveau informațiile din jocurile vechi, a trebuit să le refacă. Bă, te doare cap. E interesant să aruncați o privire pe cât de complicat a fost să fac acel remaster și să aproape că îi înțelegi la un moment dat. Bine, nu înțelegi de ce a optat pentru o firmă mică, nu înțelegi de ce Cyberpunk cu firma mama are 1000 sau 2000 de angajați și au apelat la alte firme ca să lucreze în paralel, să pună pe ăsta și au lucrat acolo, firma respectivă are pe caiet scrisă undeva la 30 de oameni sau ceva de genul, adică te doare cap. Nu suntem cu 30 de oameni sau 50 maxim. Mă rog, hai să zic că poate au fost și oameni din Rockstar care au lucrat, dar oricum 50 de oameni, atât. Da, aia se vede așa. Alex, primul episod din The Last of Us mi-a plăcut maxim. Mai departe, următoarele 1, 2 și 3 eu nu le-am văzut. Dar am auzit în seara asta că cică nici n-ar trebui să le văd. Că se duc în zone. Și eu cred la fel gaming. Cred că așa îmi place să cred că o să apară șasele și o să rupă. Asta, de fiecare dată au făcut asta. Doar dacă chiar au luat o razna cu capul și... The Watcher zice, n-are cum să o ia de la zero din cauza acelui leak. Jocul durează ani. Asta zic și eu. N-are cum să o ia de la zero, exact. Și eu cred la fel. Băi, și eu cred. Și eu cred că o să rupă când o să apară. Ar fi culmea să nu.
ar fi prima oară în 5 jocuri ar fi prima oară când ar da kicks. Și nu cred că știu, au rețeta. Au tot. Știi, adică pe bune, dacă o greșesc e la modul, nu trebuie decât să schimb povesti, până la urmă nici nu trebuie să revoluționez cu nimic. Eu mă mulțumesc, jur, dacă arată foarte bine jocul și e o altă poveste. Cu caractere, cu personaje lucrate, cu actori care joacă genial, că în ultimul, pe bune. Ăla e pe nebunul ăla, nu știu, îmi vine în cap numele, pe bune frate, deci toată povestea cu ei trei. Șmecherie, șmecherie. Deci nu trebuie revoluționat, nu trebuie să-mi dau lumea peste cap. Pur și simplu vină cu altă poveste, vină cu muzică, vină cu emisiune radio. Fă cum l-ai făcut pe 5, doar că altă treabă, alt oraș, altă lume. Și sunt acolo, frate. Eu nu trebuie să se autodepășească. Să stea, poate să stea liniștiți de vară, să meargă Finuț pe ce știu. Nu trebuie să revoluționeze. Mario zice, au postat și cei de la Rockstar că a fost par jocul. Eu zic că băieții doare la banan în mare parte, zice Ionuț. Bă, aici nu cred, pentru că până la urmă pierd bani, dar dacă ne uităm la Disney, care a avut o scădere de 40% în ultimii ani, 2 ani, doar pentru că au trecut pe acest woke, această, da, cum se numesc, woke, trezire, puii mei, și au băgat peste tot în toate filmele și în tot, sau mă rog, au scos foarte multe producții care au, na, ce să vezi, au dat kicks, cumva, te gândești la un moment dat, bă, dacă vezi că ceva nu ține, de ce să insiști, pentru cine, pentru ce categorie de public, cui te adresezi, adică știi, dacă ai un produs, pentru cine îl faci, și ar trebui să ai o țintă, nu, gen, îl fac pentru toți oamenii. 40% te gândești. Dar nu cred. Adică mai degrabă poate să facă cum fac ăștia de la Half-Life, care n-au niciun interes să scoată altceva, câștigă atât de mulți bani încât e relevant dacă îl scot pe 3 sau nu. Au alte chestii mult mai mici din care fac foarte mulți bani. Și n-are niciun sens să se muncească cu 3-ul. Bun. Despre viitorul joc Resident Evil 4 remake, am o părere foarte bună, am văzut cum arată Lex, șmecher, arată bine, rău, cred că o să fie fain de jucat. Pe GTA 5 este jale, de 7 zile este un bug care te face invizibil, Sebi. Cred, pui mei. Nu, nu mascatul, nu știam, ai văzut că trebuie să apară și CSGO Source 2? Nu, apar n-aveam. Dar ne-i de la o sară cu privire pe de la Stăvas. Ok, Mihnea, arunc o privire pe el. Păi n-au cum, Adrian, să se ducă în zona de la Stăvas, tu zici de partea a doua, cu GTA-ul. Arata glorios. Pentru că acolo, dacă te uiți la fiecare poveste, e dintr-o anumită zonă, frate. Aia sunt niște ignoranți. Și în ultima parte, ai văzut ce personaj avea acolo. Adică e clar genul ăla de băieți care... Frate, deci nu există. Și Nico Bellic, mai știți personajul ăla care era prieten tovarășului, de era totdeauna pe cocaină, sau ăla de urla tot timpul cu mașinile sport și tot timpul era yes, we have to do this, era ăla. Tot timpul sunt niște personaje și o dimensiune de asta destul de low, ar fi culmea să fie despre dreptate socială și știi, ar fi culmea. Nu, cred că o să fie despre, cred că o să deranjeze, de obicei GTA-ul deranjează. Și o să fac un pic mișto de societatea de America, cumva, cum au făcut întotdeauna. Pentru că de fiecare dată au avut controverse cu fiecare GTA. Și asta e fain, cumva, e bine să nu te iei în serios, adică e bine să mai și râzi, cumva.
Chris, eu nu l-aș pune pe astea împreună. Watch Dogs, am jucat Watch Dogs și Cyberpunk nu l-am jucat. Și sincer, adică n-are nicio treabă cu GTA-ul. Așa cum ai putea să zici Saints Row, l-am încercat, frate, nu știu de ce n-am pușcat niciodată la ăla. Nu știu să zic ce are GTA-ul în plus. Poate dacă stau să facă și eu un soi de analiză, da, poate sunt caracterele, poate e lumea, poate e umorul, poate e muzica, poate e habar n-am, dar mi se pare net peste, nicio treabă cu Watch Dogs și cu Cyberpunk nu pot să zic că, da, mi se pare că nu sunt în aceeași treabă. Mi se pare că GTA-ul e în altă dimensiune, acolo undeva singur. Nu s-a apropiat nimeni, au încercat mai mulți rețeta, n-a ieșit. Asta cred eu. 10 second. Salut, ai șters videouri de pe canal? Nu. Nu mă băga în zone, că nu știu. Nu, n-am șters. Adevărat, Mihnea, adevărat, pot greși, pentru că acum există politically correctness ăsta, care e total necreativ, dar mai bine nu-l mai scot, frate. Deci dacă decât să-l greșească așa, mai bine zic, bă, știi ceva, rămânem pe variantele astea, facem un remake, meseriaș la toate ce a fost până acum, și aia e. Și nu-l mai scoatem pe ăsta, că dacă trebuie să jucăm așa și să fie corect și e despre altceva decât despre joacă sau despre poveste, atunci mai bine nu-l mai scot. Nu, Chris. Păi uite-te mai jos. Am 180 de clipuri. Joc jocuri în toate direcțiile. Nu sunt... Și ce apare nou, joc așa pentru că evident există acel... Na, e logic să zici ceva ce a apărut nou, că ești curios să vezi cum e jocul. Deși mai nou apare atât de multe că vezi, mai încep să le sar un pic. Încep cum e Forspoken ăsta. Pe care l-aș încerca, dar când o să mai scadă prețul, nu știu, mi se pare că e acolo. Deși mi se pare interesant, aș vrea să-i dau o încercare, poate să-i dau și poate să-mi schimb părerea și o să zic, bă, retrag ce am spus. Robert, adevărat, incredibil cât content au putut să scoată din GTA 5, adevărat, timp de 10 ani. E și... Băi, hai să fim serioși. Deci GTA-ul, eu am zis la un moment dat, faci povestea. Am făcut povestea. Foarte mișto, mi-a plăcut. După aia am început să merg prin oraș. După aia am început să merg prin oraș sau și nici mai mergeam la un moment dat, stăteam în mașină și ascultam emisiunile de la radio. Și ca să ne înțelegem, în joc. Adică... Mă așezam și schimbam posturile și începeam un interviu cu o demență de interviu cu niște actori. Băi, frate, îți dai seama, au înregistrat emisiuni radio. Cu topicuri, cu băi, da, de ce crezi că nu știu ce? Da, nu, eu sunt împotrivă, cred că nu știu cum. Ăla ar trebui să fie dat jos, adică e o lume acolo. După aia, am început să fac asta, evident ce facem toți. Să te urci nu știu unde, să mergi nu știu cum, să te arunci cu mașina de pe nu știu ce, să... Te adun cu prietenii în online. După care am ajuns la 5M. 5M iau de acolo, lucrează pe salvare, fă-te mafiot, fă trafic, ăla-i polițistul, ăla-i nu știu ce. Adică, și asta se întâmplau în această lume. Adică, nu știu, așa mi se pare mie, că GTA-ul e în altă dimensiune, n-are nicio treabă cu Saints Row. Mi se pare, na. De la poveste, caractere, cum acționează, cum joacă personajele respective, cum merge povestea, nu știu, frate. Și ei, ăsta, cum îi zice, Los Santos. Mamă, când a venit ăla, deci mi-a dat lumea peste cap, m-a dat cu rotinele în sus, ca să zic așa. Exact, Sentaris, nu trebuie să reinventeze roata. Dar doar să evident să nu apară probleme de genul ăsta, adică să nu înceapă un soi de cenzură, aici e o problemă, știi, când deja începe un soi de cenzură trebuie să găsești cumva un fel de a ocoli așa finuț, de a nu deranja și în momentul ăla încep să, na, e ca pe,
E un soi de tiranie așa, dar altfel de tiranie. Dom'le, suntem liberi, putem să ne exprimăm, dar putem să ne exprimăm de fapt, dar stai puțin că așa e deranjat, dar aici deranjez dacă spui. În fine, dar cu GTA oricum s-a întâmplat asta de fiecare dată. Dacă știți, au fost și scandalul ăla cu copiii care sunt mai violenți pentru că joacă GTA și așa mai departe. Și nu cred asta neapărat. Poate băgăm, Manu. Nici nu știu dacă mai scot ăștia de la Wolfenstein ceva. Saints Row, Andrei, am jucat. Am jucat unul. Băi, mi-a plăcut foarte mult. Dar în timp... Băi, e mai jos live-ul. Poți să dai la final și o să vezi părerea mea despre. Mi-a plăcut foarte mult. La început, poate și cumva într-un soi de... Știi? Idee de... GTA. E pe acolo. Nu l-am luat pe ultimul. Mi-a plăcut. Mulțumim. Am zis. Mi-a plăcut, dar la un moment dat, nu știu, la un moment dat s-a... Poate și povestea, știi, cu toți puștii care sunt hackeri și, știi, poate nu mă identific neapărat cu foarte mult, că e clar, trebuie să te identifici cumva ca să ai miză. GTA-ul, din punctul ăsta de vedere, vezi, avea trei categorii de vârstă, cumva. Deci, inevitabil, te lovești de probleme. Adică recunoști ceva. Asta cu hackereala și cu... Ok. Au niște prieteni pe Pantelimon când eram puști care ziceau ei despre ei că sunt hackeri și cam asta e treaba mea cu hackereala asta, știi? În rest nu pușc neapărat la zona asta că n-am experimentat, nu știu. Nu simt că... Dar mișto. Nu, e făcut în mințele lui, arată fain, e mișto. Și e mai jos. Știu că de la un punct încolo a început să se boșească toată treaba, ca să zic așa. Saints Row, da, mi se pare că e acolo, ăla s-a dus în partea cealaltă. I-au zis, bă, n-avem cum să mergem nici măcar realist, nu putem să ne ducem nici pe serios. Hai să ne ducem pe Balamuc, frate. Hai să facem arme care trag cu dildo-uri direct, ca să... Și e fun prima dată, dar la un moment dat e atât de over the top, așa, încât, știi? Nu e, mă, băi, ăștia o pușcă bine, mă. În GTA e exact unde trebuie. Ai și caterincă, ai și demență, dar e și serioasă treaba, dar poate să fie și emoționantă. Știi? E bine rețeta. Far Cry 4? Cred, e bătrân. Oricum, 3-ul, din punctul meu de vedere, Far Cry 3-ul a fost... Poate a și venit pe un fond din ăla, mi-a dat lumea peste cap. Mulțumim. Sănătate. Mulțumim. Adrian, nu, înțeleg perfect ce zici. Eu nu vreau să se înțeleagă ceva greșit, că, Doamne ferește, sunt misogin, dar în licuri, unul din personajele principale, tu zici de GTA, era femeie. Iar până acum ăsta era un trademark, ca personajul să fie de sex masculin. Bă, aici eu nu sunt de acord. Adică, dacă... Nu asta e problema, frate. E o problemă falsă asta, că un caracter poate să fie o femeie și asta deranjează. Nu e problemă că un caracter poate să fie femeie. Ideea e caracterul respectiv să fie interesant, frate. Dacă el e interesant și e conturat cum trebuie și are carne, ca să zic așa cum ne exprimăm noi, da? Adică e o persoană care poți să empatizezi, n-ai, frate, nicio problemă, că tu ai caractere care sunt în GTA, nu mai știu, în 5, nu știu dacă există, îmi vine ceva în cap. Dar eu n-aș avea o problemă, asta e ce spun. N-aș avea o problemă așa cum n-am o problemă, spre exemplu, cu Hellblade, știi? N-am, frate, nicio problemă. De ce aș avea o problemă? E o poveste foarte... Cum n-am nicio problemă nici în The Last of Us. Eu n-am avut o problemă că rămân și joc cu fata. Nu, frate, e acolo. Deja s-a creat conexiunea între mine și personajul respectiv. N-am nicio problemă. Problema e când încep să-mi bagi în ochi. Când vreau să mă duc să-l răzbun pe Joel și vorbim despre cum aseară am pupat o fată în bar... Și George s-a ridicat și a zis
nici nesimțită sau nu faceți asta în bar. Și eu m-am supărat. Și după aia el își cere scuze și zice, bă, nu știu, știi când... Nu e despre asta, mă. Whatever. Personajul oricum nu e ca și cum n-ar fi trecut pentru un milion de lucruri. Ia. Ellie. Adică, pa bune. Whatever. Hate. A primit niște hate de la unul. Whatever. Toți primim hate. La un moment dat, inevitabil, treci... Hai să mergem mai departe cu povestea. Știi? Cumva. Deci, cred că nu e asta problema. Așa cum nu e o problemă când, cum am zis, vezi Wonder Woman sau Catwoman sau... Sunt o grămadă de personaje, nu vin acum, dar în fine, n-ai o problemă cu asta, te uiți la film, se pare foarte șmecher, doar că trebuie să fie făcut, să scris ca lumea, mă, asta e tot, în rest nu se deranjeze cu nimic. Evident, ideal ar fi să meargă pe o variantă din asta cum a fost în 5, unde ai mai multe caractere și asta mie mi-a plăcut foarte mult, că poți să faci switch și vezi perspective diferite în aceeași poveste, ai și perspectiva ei și perspectiva lui și perspectiva, știi? Asta mi s-a părut șmecher în ultimul. Și mai ales când lumea e atât de mare, ar fi fain să fie tot așa, cumva. Zic. Dar vom vedea. Ce-o fi, o fi. Aha, ok. Știți voi asta? Da, în GTA. Ban aveam asta. În GTA 6, unul din protagoniști este femeie. Și celălalt e masculin. Femeie, bărbat, da. Doi protagoniști nu vor fi trei cum a fost în GTA 5, din păcate. Dar povestea lor e super mișto. Asta zic, nu cred că o să fie asta o problemă. Să-l scoată ei, să fie bine scris, nu o să fie, frate, nicio problemă. Nu e... Problema, spun eu, când apare. Problema e când nu mai e despre joc. Nu mai e despre poveste. E pentru că firma respectivă, firma care produce jocul respectiv, vrea să impună sau să promoveze sau să facă un soi de știi, prelegere, să trimită un mesaj și deodată zici, joci ceva și ai senzația că te uiți la, nu știu, la bannere și la, sau te simți vinovat uneori, că bă, da, știi, cum am văzut statementul ăsta, dacă... Voi nu veniți la film, la The King Woman sau The King ăsta din, cum zice eu, Panther, Abanam, Wakanda Forever ăla, cum se numește, în fine. Nu m-am rănit nici când era cu el, nu m-am super omorât după personaj. Că sunt în altă zonă, eu sunt Batman, Deadpool, sunt pe alt vibe, nu sunt neapărat pe Spider-Man, știi, fiecare își alege până la urmă. Dar în ăsta care se numește Woman King sau nu știu de ce nu zice, iarăși Woman King, adică de ce Woman King, de ce nu Queen, știi, adică nu era regină, frate, adică trebuie să-i spunem femeia rege. Ok, bine, frate, dacă vreți voi femeia rege, la, ea vine și spune asta, zice, dacă voi nu veniți la film să vedeți, nu, dacă nu veniți la film, înseamnă că nu vreți să încurajați ideea că femeile de culoare pot să fie într-un film, într-un blockbuster sau ceva de genul ăsta, în sensul că nu pot să domine topul filmelor. Și vezi, deja zici, bun, m-am dus la film, că oricum nu mă uram nici după ăla de înainte, dar acum dacă o zici așa, mă duc, frate, la film, că chiar vreau să vă încurajez, că nu vreau să mă simt prost. Bine, mă, hai să mergem... Femeia aia, mă, să mergem la film. Păi, dar nu, că nu trebuie să mergem la film, că e ăsta mic, plin, are varicel, vărsat de vânt. Și trebuie să mergem doar până la farmacie. Da, dar tu ai văzut ce a zis femeia asta, că dacă nu mergem la film, înseamnă că nu vrem să încurajăm cumva ideea, conceptul că femeile de culoare pot și ele să joace rolul principal într-un film și să conducă topul filmelor pe luna aia. Și dacă nu ne aduce, e iure. Știi? Nu e, frate, despre asta. Bă, e filmul bun. Veneau oamenii, mă, dacă era filmul bun. Zic și eu, abar n-am. Dacă e mai simplu atât. La unul e simplu. Dacă vrei să devii actor, e meseria grea, asta pot să spun. E meseria în care investești foarte mult timp și oricât de talentat ai fi, poate să se lege, poate să nu se lege, știi? Dar, în fine, dacă ești pasionat, da, fă-o. Știi cum e?
Ce mi-aș dori eu în GTA? Băi, am zis ce mi-aș dori. Florin, am zis. Eu nu vreau să încerce să rupă Duda, să dea lumea peste cap, că aici apare iarăși. Asta e altă problemă. Cu, bă, am făcut 5 și acum în 6 trebuie să le rupem creierii. Bă, dacă ai idei, da, dacă nu ai, nu forța nen. Aș vrea exact cum a fost 5-ul. Dacă vrei un protagonist femeie, nicio problemă. Două personaje, ideal ar fi fost 3, pentru că mi-a plăcut switch-ul ăsta cu 3. Plecai și cu fiecare în parte și fiecare avea o casă, fiecare avea o lume. Și mi se pare foarte mișto asta când faci switch-ul. Pac, și aici te duci și cu familia și familia e într-un fel. Pă, mă, te duci cu nebunul ăla pe acolo. Știi, adică îmi place, îmi plăcea asta. Dar și 2 ok, e în regulă. Pentru că oricum universul Bănescu o să fie mare. În rest, un pic de mișto acolo, evident, apropo de societatea de azi, care e într-un mare fel, suntem într-un punct din ăla în care, uite și tu ce discutăm la orele astea, dar discutăm că sunt probleme care apar, cum ar veni, în discurs și în ce consumăm. Asta mi-aș dori, să fie exact o poveste. Evident, nu cu niște caractere, nu știu, ea care vrea să ajungă instructor de fitness. Nu, frate, ceva, într-o, tot acolo, în zona low, adică mafioți, zona aia, asta e treaba. Că până la urmă se numește Grand Theft Auto, știi? Nu se numește, nu știu, cum am vrut eu să mă transform în avocată sau nu știu, puii mei. Deci e clar, aia e zona. Furăciune, zona low. De asta îmi doresc, nimic altceva. Nu rupere de nori, nu a treia dimensiune. Nu inovație de dragul inovației. Nu, frate. Lejer de vară, mergem pe drumul ăsta. Cam a ținut până acum rețeta, a ținut. În rest îmi trebuie muzică, îmi trebuie poveste faină, actori faini care se joace cum trebuie și asta a fost. M-am dus în poveste și nu m-am mai scos de acolo până nu termin. Nu știu. O să vedem următorul joc. Sincer, mă mai gândesc și eu până sâmbătă cred că o să fac live-ul, nu să-l fac vineri. Dar văd. Mă mai gândesc. Și ori fac, nu știu sincer în ce direcție să iau. Poate o să fac un live pur și simplu, instalez mai multe. Asta mă gândesc. Să le fie instalate și noi stabilim împreună unde ne ducem. Și după aia schimb numele live-ului. În funcție de unde am ales să mergem. Am putea să mergem un pic prin, cum am spus, prin ce am eu instalat pe PlayStation. Little Nightmares, Control, Death Stranding, Season, Letter to the Future. Sau am putea să mergem pe, să iau simulatoare, să ardem pe simulatorul ăla de traficant de droguri, simulator de accident sau Farm Simulator. Habar n-am, sincer, acum sunt așa, dar ne mai gândim pe parcurs, pe zi și vedem, ne găsim o variantă. Andrei, atunci fac așa, da, mi s-a mai spus asta, cu mișto live-ul ăsta chill, așa, ar trebui să faci asta la 3-4 live-uri, pauză și un live de... Da, așa facem, rămâne așa. De la un 4 live-uri așa, dau cu unul unde mai stăm, de vorbă, poate schimbăm acazul și ne ducem în altă direcție, poate ne hotărâm la alt joc, alte jocuri, așa fac. O să-i dau așa. Pe zi, ca să fie unul în mințile lui, stăm de vorbă, mai trecem prin niște trailere din astea, chiar dacă îi dau, primesc un copyright sau ceva, asta e, întâlnirea a existat, chiar dacă dispare, nu dispare cu content dintr-un joc, adică nu te trezești că numai e partea a doua din nu știu ce joc și trebuie să joci partea a doua ca să fie, înceapă el în sine, fac asta, că e o idee bună, mai stăm, mai vorbim la modul ăla. Am jucat de Quarry, Lex. Poți să te uiți în live-urile de mai jos. Sunt așa, o să vezi. Sunt destul de nemulțumit de jocul ăla și de fapt eu cu Quarry n-am o problemă neapărat cu jocul. Am avut o problemă cu hype-ul din jurul jocului. Adică am intrat la un dat pe YouTube și toți YouTuberii erau, Dumnezeule, groaznic. Doamne, dar ce experiență. Frate, dar m-am speriat. Da. Uai de capul meu, groate. Wow, și mă gândeam, bă, zic, cam bine, mă, hai să-l vedem. Și l-am văzut, și l-am și jucat, o să vezi. Unde-i, frate, chestia, adică, mai ales că aveam medicine, aveam, adică,
Jucase Madison destul de recent atunci. Și Madison cu sunet 3D, ok, cu niște puzzle-uri puțin intuitive și noroc cu voi în chat, că altfel nu cred că îl terminam, dar m-a băgat în zone jocul ăla, adică m-a ținut nene în trans. Și pe urmă văd Quarry ăsta, că mi se pare așa un fel de, bă, un thriller interesant. Hei, dar m-a speriat, vai de capul meu, groază. Mi s-a părut așa că e promovat în sensul că niște băieți au luat niște bani. Și înțeleg și varianta asta, că vorba aia, ca content creator, mai ales dacă faci asta full time, înțeleg perfect. N-am cum să mă supăr pe cineva că ia niște, dar totuși mai ușurel așa, gen, știi? Bă, nu zic că e rău jocul, dar mai ușor, dar, știi? Mi s-a părut că e foarte hyped up așa. Și pe mă, evident, de la mamă groază super, băi, îți dă lumea peste cap, la mergem în pădure, ok, s-a stricat mașina, vine domnul polițist, s-a adevărat cu domnul polițist, mergi prin pădurică, și faptul că vezi caracterul cumva de departe și parcă nu ești în, de-aia mie mi se pare mai de impact asta care se first person, pentru că te-ai întors și ai văzut monstru, bam, nu vezi caracterul, în momentul în care tu vezi caracterul e deja o distanță, e ca și cum ai observat de afară, ești un observator, nici neapărat, așa o văd eu, acum iarăși părerea mea, gen, fără supărare, știi cum e. Ce părere am că scot filme cu femei eroine? Băi, am mai zis asta. Dacă e un caracter șmecher și păstrez scritura, pentru că sunt foarte multe eroine în universul benzilor desenate. Foarte multe. Știi? Cum am zis, eu sunt fan Wonder Woman. Mi se pare șmecher. Mie îmi place. Acum, na, e fiecare cum. Dar mie personal mi se pare șmecher caracterul respectiv. În același timp, nu mă omor după Captain America, cred că o cheamă. Dar nu știu de ce să spun. Din scritură, iarăși, mi se pare că e superficială. Mi se pare că e un, totdeauna e un fel de întrecere între ea și celelalte personaje. Sunt discursuri din asta de genul. Eu sunt cel mai... Pentru că, într-adevăr, Captain America, cred, nu Captain America, Captain Avengers, sau cum se numește, tipa care e de cea mai șmecheră, cea mai puternică din universul Captain Marvel. Așa, Captain, mulțumim, chat. Știu că e cea mai puternică, dar nu trebuie să joci asta, știi cumva. Nu știu că dacă joci asta, sunt cel mai puternic. E ca și cum ar veni Superman și ar zice, ce facem azi? Dacă stai să te gândești, Superman e plictisitor, e boring. La modul, poate tot și oricum și trebuie să inventez din asta. Noroc că există criptonita aia, că altfel era panică. Deci n-am o problemă cu caracterele. Dar dacă e She-Hulk, ai dat-o acolo exemplu. She-Hulk nu e luat de după benzile desenate. Pentru că dacă, nu știu foarte mult despre personajul respectiv, dar am înțeles că a fost îndrăgit personajul She-Hulk ăsta. Numai că n-au mers pe benzile desenate. Au făcut o readaptare, scrit. Au venit oameni care nu au scris și nu cunosc zona asta de benzi desenate și atunci am văzut un interviu și, spre exemplu, tipa care a scris la She-Hulk zice, băi, am văzut scritura și personajele astea de benzi desenate sunt prea dramatice, așa, tot e prea tragic, așa, știi? Adică sunt probleme mari, mă, tot se termină lumea, explodează lumea, ia foc, totdeauna e o criză, înțelegi? Adică ceea ce e logic. Că de-aia vine Superman. A stat și el cu găgică sa. Știi? Nu știu. Și ele au zis, ea de fapt zice, și noi ne gândeam, bă, ok, e un eveniment major. Dar ce se întâmplă între evenimentele astea majore? Adică ei au optat, cum ar veni, bă, nu vorbim despre sfârșitul lumii, nu vorbim despre nu știu ce personaj evil care vrea să distrugă lumea, nu vorbim acum de ce se întâmplă între astea și ce se întâmplă astea. Păi și Hulk între astea ce faci? Bea și o berică, bea un vinuț, îi place de un băiat, înțelegi? Și la modul, ai ratat treaba, nu știu cum să zic. Ai ratat exact chestia despre care era vorba. Adică e ca și cum ai face un film cu Batman. Dar nu vine Joker, nu vine nimeni, frate. E o pauză, o liniște. Și l-ai pe Batman care
Ce face Batman? Eu știu ce dracu face Batman. Nu știu, inventezi ceva. Bana, care are o gălăgie de bani. Se duce la film. Se dă o tipă la el. Intră pe TikTok. Face un TikTok. Dracu știe și face un film despre asta. Și zici, bă, n-a mers. De ce n-o fi mers? Știi, adică era greu. Adică spun că e, nu asta e nu, problema, nu sunt personajele, caracterele feminine, super eroine, cum ar veni. Nu asta e problema. Problema e că sunt scrise aiurea. A, și asta cu Woman Thor, băi, și asta, băi, vezi, asta sunt un gen de filme. E clar că dacă simți nevoia să o numești Woman Thor, adică pe vâne, frate, adică, băi, pe băiatul ăsta îl cheamă Thor. Cum îl cheamă pe el? Thor. Cum te cheamă, tati? Thor mă cheamă pe mine, mă. Așa mi-a spus mie tata. Da? Și după aia vine o doamnă, pe care, cum o cheamă? Jane o cheamă pe iubita lui Thor, nu? Nu Jane. Ceva de genul. Parcă Jane. Și Jane parcă e gagica lui Tarzan. Nu știu dacă o cheamă Jane, dar în fine. Cum o cheamă pe aia? O cheamă cumva. Jane o cheamă, nu? Jane, ok. Deci și Tarzan și Thor, na, au o treabă cu Jane. În februarie începe. Și nu mai spui Jane, îi spui Thor. Și ea își spune Thor. Și la un moment dat ajungi la punctul ăsta în care e Thor cu Woman Thor. Și pe monstrul ăla care umblă cu ei, cheamă și pe ăla și cu Thor, nu știu cum. Băi, da, asta zic, Centauris, Love and Thunder ăla, unde apare femeia, Woman Thor. Adică de ce Woman Thor, frate? Cum adică? Femeia Thor? N-are sens, zic. Adică așa cum mai zice The Punisher și pe mai zice Woman Punisher. Adică, nu, frate, lasă-l pe el și ei zi altfel. Deși, mă rog, oricum, în fine, te doar cap. Deci au luat personajul Thor și au început să facă mișto. Deci strict așa o văd asta cu... Deci am râs când am văzut trailerul ăla. Jur, n-am văzut filmul, dar am râs, bă, că mi se pare amuzant. Adică, pe bune, frate, de ce, bă? De ce să faci așa? Adică, cum, bă? Dar lor li s-a părut o idee bună. Dar am văzut un interviu cu actorul care nu știu, nu știu povestea, dar am înțeles că a avut probabil niște contre cu realizatorii filmului și în interviu spunea nu știu dacă or să mă mai invite să joc în următorul, asta spunea el, dar dacă e să apară în următorul, aș vrea, o să apar doar dacă sunt niște schimbări majore. Adică o chestie de asta a zis el. Asta iarăși, povestea cu Clark Kent, iarăși. Dar în general, dacă încerci, spre exemplu, care e greșeala? Greșeala e să încerci să iei un caracter deja cunoscut, extrem de cunoscut, Batman, da? Și să faci Batwoman. Și e greșită strategia asta. Pentru că o să apară comparații, pentru că o să... e complicat, știi? Apare Deadpool și Deadpool Woman, nu știu cum. Adică reinventezi ceva ca să înlocuiești ceva. Adică e prea, sunt o grămadă de caractere feminine, super eroine, care e plin universul ăsta de variante. Toate astea ei merg pe asta. Da, exact, mi-era Xena, să apară Man Xena. Pui mei, ce ăsta cine? Dobre. Nu mă cheamă Dobre. Îl cheamă Man Xena acum, că i-a dat sau Wonder Man. Știi? Sau nu, că păstrezi și aia, Wonder Woman Man. Și el a un dat că el s-a îmbolnăvit și ea i-a zis, ține biciul ăsta. Și din cauza că i-a dat biciul, nu i-a zis biciului, ai grijă de el. Și biciul i-a dat din puterile lui și el a supraviețuit, dar a devenit Wonder Woman Man. Jesus, uai, de ce îi face asta? Știi? Păi și iarăși, She-Hulk există ca și caracter, numai că am văzut bucăți din She-Hulk. Trebuie să demonstreze că e mai puternic decât Hulk. Hulk e un soi de
dork din ăsta, așa, un fel de băiat cu minte care are ochelari și el e mai așa. Măi, măi, ești nebun? E Hulk ăla care dărâmă tot, nu poate fi controlat, nu poți să-l stăpânești. Ăla era Hulk. Ce s-a întâmplat cu el? A devenit acest băiat și la un moment dat, nu știu, se ceartă aici și Deadpool-a, da, exact. Asta cred că e greșeala. Greșeala e că e o încercare atât de pe față și oamenii nu reacționează. Și se vede asta în vânzări și în prăbușirea filmelor. Da? Deci vezi că nu scot banii, e un semn clar că e culmea. Consumatori, majoritatea consumatorilor de benzi desenate, filme cu supereroi, nu sunt femeile. Asta e altă chestie. Sunt bărbații, 90%, ceva de genul. Adică, în loc să te pui împotriva lor sau să-i cerți, că am văzut tot felul de, spre exemplu, tipa care a scris la și Hulk, cred, ea vorbea de cum a vrut ea să troleze trolii. Deci tu îți dai seama ce de mers avea aia, în loc să se chinuie să facă un film șmecher cu și Hulk, de ce nu? Ea se gândea cum o să-i troleze și anume a pus toate chestiile de genul mă, dar de ce nu faceți un film cu un supererou femeie care există deja? De ce trebuie să-l iei pe Hulk și să faci cu el? Știi? Și au pus mesajele astea. Adică cumva avea un demers din ăsta în care se distracă oamenii, într-adevăr s-au plâns de asta și a zis, vezi, ți-am zis eu că o să se plângă de asta și în episodul 3 a pus asta. Deci cumva tu vedeai că ea știa că o să se întâmple treaba asta, așa, și a ajutat cu nimic, cu ceva. Are 3, mi se pare, și Hulk la public. 3%. Banii aruncați pe... Sau ai văzut aia cu... Nu știu cum se numește. The Rings of... Făcut pe Amazon, nu mai știu. Și acolo la fel. Au luat universul Lord of the Rings, toată zona aia. Au luat romanele, cărțile scrise de băiatul ăla dinainte. Au zis, asta le luăm și pune-le acolo undeva, că nu e, n-are nicio treabă. Noi facem filmul nostru. Și combinăm pe toți cum ne vine nouă. Femei, orici. Și a rupt. 50 de milioane de dolari costa fiecare episod. Nu știu câte episoade au ieșit. Cert e că așa cum au făcut, așa au plecat. The Rings of Power, exact. Asta e. N-am urmărit. La mine e simplă treaba. Dacă mă cheamă, mă uit, ca să zic așa. Da, am văzut așa bucățele, dar nu... Na. Eu nici după, iarăși, sunt caractere după care nu merg, nu mă omor. Hulk, iarăși, e un caracter peste care am trecut. Nu-mi plac, nu că nu-mi plac. Am zis, fan... Joker, universul Batman, Joker, Superman, Spider-Man, Iron Man, Power, Wolverine, Power, Deadpool, acolo sunt eu, vezi, sunt pe o direcție, nu sunt cu toți, sunt cu o parte și peste tot Saitama, rule them all, cum ar veni. Deci nici eu nu urmăresc chiar toate caracterele supereroi din universul ăsta Marvel și nici DC, știi? Aoleu, sunt multe, Juan, ce jocuri mai am în 2023? Multe, multe. Și fii atent, deci, la Rings of Power... A vrut să lucreze regizorul care a lucrat la Lord of the Rings. A vrut să lucreze la proiectul respectiv, dar au zis nu. Ești nebun? Omul a făcut filmul deja. Îl ai pe băiatul ăla care știe să facă treaba bună. Dar s-ar putea să nu fie de aceeași părere cu voi. Adică așteptați-vă să aibă niște contre omul, că na, știi? Dar i-au dat skip.
Ștefan, nu mi-a plăcut Morbius. Nu știu să zic de ce. Eu tot mă așteptam probabil la altceva, mă așteptam să fie șmecher rău. Pentru mine n-a fost. L-am urmărit, am vrut, așteptam să apară Morbius. Nu știu să zic de ce, nu mi s-a părut bine scris. Nu știu. În ultima vreme nu știu, nu m-am uitat la nimic. Aștept să apară Saitama, cum am zis. Că am înțeles tot de la voi că apare sezonul 3. N-am joc preferat, Lex. Am multe jocuri preferate. Nu au luat tot din universul lor, au luat doar unele părți din romane. Ei nici nu au voie să zică numele gen Gandalf și etc. A, așa a fost treaba Dark Needle, abar n-aveam. A, deci un fel de... scriem noi pe lângă ceva. Doctor Strange e șmecher. Băi, Doctor Strange mi-a plăcut. Dar iarăși, am dat exemplu aici. În Doctor Strange, ăsta ultimul, fetița e născută de două fete, două femei. De ce mă forțează pe mine Doctor Strange să explic eu lui Fimiu cum se naște un copil din două femei? Mă forțează să fac asta. Eu vreau să mă uit la Doctor Strange, știi? Asta vreau să fac. Nu vreau să răspund la întrebări. Nu vreau să găsesc soluții și să explicații. Prea am presiune să stau în canapea să mă uit la Doctor Strange. Și toată a venit Doctor Strange și a zis: ia, țin-o pe asta, joacă pe asta. Știi? Da, o să joc Hogwarts Legacy. Salut, salut. Gabriel, salut. Păi da, n-am zis că sunt fan Hulk. Amigo zice, da. Și de câte ori ai spus că iese Hulk în asferbință, te înțeleg că nu ești fan Hulk. Băi, evident, nu o să fug dacă văd un film apare Hulk. O să mă uit, de curiozitate. Dar niciodată nu m-a dat pe spate. Dar ideea e că acolo sensul vorbei este că este ce mai rău din mine, înțelegi? Asta e. Are un sens vorba aia. Nu spune neapărat că sunt fan, spun că nu mă face, că s-ar putea să nu se știe. Știi? N-am văzut trailerul. A apărut trailerul de la Assassin's Creed Mirage? Hai că ne uităm și la asta și bă, trebuie să-i dăm cu pauză că să-mi bag picioarele în dus. O să fac unul de ăsta la vreo 4 live-uri. Facem și un de ăsta la palavre. Ia o să-l vedem și pe băiatul ăsta, că nu l-am văzut. Opa. Arată bine. Avem și un 4K ceva? Avem. O secundă vă iau cu mine. Stați că vrea și Norton să zică ceva. A zis și el. Are you ready to give up who you once thought you were? I am. Ready to sacrifice everything you held close? I am. Your life behind and walk the path of shadows. I am. Nu știu unde e făcut. Îl jucăm și pe băiatul ăsta. Tot vorbeam. Adineori vorbeam. Da, de ce vorbești de atașa?
Mafia, în mafie se făcea asta. Stay your blade from the flesh of the innocent. Hide in plain sight. Oh, ce mișto sunt. Oh, trebuie să îl jucăm. Arată bine. Arată fain, îmi place locația. Îmi place unde universul. Știu și cu trailerele astea, mă. Vezi trailerul, zici. Asta mi-am amintește de primul, nu? Opa. Opa. Assassin's Creed Mirage coming 2023. Da, exact. Uz. Trailerul ca trailer, că toate arată bine, gameplay-ul dă verdictul, exact. Am observat, am urmărit povestea Dark Needle. Da, știu, Chris, am așteptat filmul ăsta, Assassin's Creed. Da, știu, nu, aici e greu să faci trecerea de la film, să faci ecranizarea, e complicat. Și iarăși, ar trebui să fie cineva care a fost fan, frate. Știi că au făcut și după Punisher, nu? Nu după Punisher. Ba da, după Punisher, parcă, nu mai știu. Și stă așa. Dar acum mă gândeam, apropo de caractere, e Uncharted cu fetele, cum se numea? Mi-a plăcut ultimul, de l-am jucat, e live-ul aici. E Control, iarăși, super joc, unde caracterul principal e o femeie. E Two Souls, bam. Băi, nu, n-are treaba asta, când e șmecher, e șmecher, n-are importanță. Dar nu mai știu cum se numea asta, ultimul cu fetele din Uncharted, care mi s-a părut șmecher. Mamă, și cum arată jocul ăla. Poate mișto Uncharted-ul e pe chillax și îmi place energia așa jocului, nu știu cum pe... Tomb Raider am încercat, dar vezi, am ales până la urmă să rămân pe Uncharted, deși l-am cumpărat pe amândouă și Tomb Raider-ul, despre care toată lumea zice că e șmecher și cred că e șmecher, că am jucat un pic. În același timp m-am dus, parcă e mai pe pozitiv așa, ăsta, Uncharted-ul. Dar iarăși, uite, Tomb Raider, iarăși, caracter. Deci asta spun, nu e nicio problemă dacă e main-ul o femeie. Uncharted Lost Legacy. Da, mulțam chat. Șmecher. Ubisoft au abandonat să mai scoată Prince of Persia și s-au dus pe Assassin's Creed. Am înțeles că îl scot oricum. Christos Khan. E mișto rău. Și sunt mișto amândouă. E Thief's End și Lost Legacy. Mirror's Edge, șmecher. Da, mă, nu. Băi, asta spun. Deci e irrelevant. Important e să fie făcut cum trebuie și aia. Ăsta arată bine, Miraj. Îmi place cum se prezintă. Acum vom vedea cum... cum o fi. Dar de arătat arată într-un mare fel. Dacă lumea se vede așa cum e aici, o să fie mișto. Când apare mirajul ăsta?
Când zice băieții că apare ea, sas. Miraj, ia. 2023, am înțeles, dar când anume? Nu, n-am văzut, e ok, am văzut, știu despre ce vorbești cu Moon Knight ăsta. Am văzut, dar nu m-am uitat, n-am simțit nevoia să mă uit. League of Legends ar trebui să joc. Am promis la un moment dat că o să joc. Alan, dacă poți să-ți dau un sfat? Am pierdut, dacă ai mai zis ceva, e legat de ce? Dacă pot, pot. Dacă pot. If I can. Aha, și-s două caractere. El și ea. A, și mai apar, probabil. Arată bine, mă. Sunt aici pe oficialul lor. About the game. Nu zice când, propriu zis. Dar zic de pre-order. Ia uite și tu ce e aici. Cam frumos. Caracterele până acum nu știu cu coming soon ăsta. E treabă și cu ăsta. Dar ăsta iarăși, ăsta are 7000 de ore de gameplay ăsta. Nu e subțire de vară. Nu e subțire de vară. Ce mai ziceți? O dată, nu are dată fixă? Da, am văzut one. Nu zice când? Da, am văzut, am văzut. Adrian zice iulie 2023. Dog zice 31-8-2023. Bagă The Boys. Ce ăsta The Boys? Da, Christos Khan. Da, știu, Prince of Persia. Dar am înțeles că o să-l scoată. Nu, am înțeles că se lucrează la el. L-au amânat, dar ce că se lucrează la el. Boys, boys, boys. Și cu Battlefield 5 a fost scandal pentru tema că personajul principal e femeie. Na, a trecut pe lângă mine atunci. Na, pe asta nu știu. L-am luat, nu l-am jucat, da, mă rog. Ah, am înțeles ce zici tu, Alan. Aici e complicată treaba asta cu depresia și cu faptul că ai rămas singur, asta te... Dar depinde și depinde cum te uiți la... La momentul ăsta. Că poate să fie și un moment în care începi să ai grijă de tine. Dacă vorbești că ai făcut foarte multe sacrificii, e clar că n-ai avut, te-ai pus pe plan secundar, pe doi. Asta zic. Și poate că ar trebui să-ți iei un pic de timp și să te pui pe primul plan, pe tine. Să ai un pic de grijă, să începi să ai grijă de tine acum. Știi? Poate să fie o... Un moment de care aveai nevoie sau și peste ceva timp s-ar putea să poate să ajungi în punctul ăla în care o să zici bă, de fapt, atunci a părut complicat și de obicei descoperim asta pe parcurs. Că parcurgem o trecem printr-o situație sau printr-un eveniment nașpa și spunem că n-avem nevoie de evenimentul ăla, că am fi putut să fără el am fi fost fericiți și, dar de obicei, adică eu descoper asta la mine. Mai târziu, nu zic că neapărat că aș vrea să retrăiesc momentul ăla, nu zic că am avut, nu zic că nu l-aș fi evitat,
Dar la final, dacă e să tragi linie, îți dai seama că ai nevoie de evenimentul ăla ca să fii, să ajungi să fii cine ești de fapt. Pentru că suntem cumulul tuturor experiențelor pe care le-am parcurs, prin care am trecut, tuturor întâlnirilor, ca să zic așa. Așa că te înțeleg și înțeleg că e complicat și înțeleg că singurătatea sperie, dar în același timp cred că poți să o privești și altfel, cu ochi mai blânzi așa, toată perioada asta. Este o perioadă în care poți pur și simplu să ai grijă de tine un pic mai mult, cum poate n-ai avut până acum, pentru că poți să te focuzezi pe tine. Și nu vorbesc aici de egoism, nu zic de, știi, zic pur și simplu de momentul ăla în care, valabil și pentru noi, valabil pentru toată lumea, de fapt. E un moment în care putem să ne concentrăm un pic pe noi și putem să îmbunătățim lucruri, știi? De la ce vrei tu, de la mers un pic la sală, întâlni cu prietenii, știi, înodat vechi prietenii, adică lucruri care ne aduc bucurie, ca să zic așa, până la sănătate. Pentru că, ghici ce? Vorba aia cu timpul le vindecă pe toate, chiar nu e vrăjeală. Chiar e pe bune. Chiar le vindecă pe toate. Ce nu vindecă? Cancerul nu-l vinde. Acolo chiar n-ai cum. Dar restul, astea vin, trec. Nu zic că nu treci prin ceva dureros, nu zic că nu e complicat, nu zic. Zic doar că sunt alte lucruri mai complicate, știi? Și în timp o să ajungi să vezi momentul ăsta prin alți ochi, cumva. Asta. Am încercat să te ajut. Foarte bine, frate. Intrăm acum pe o zonă la ora asta, știi? E și oboseală. M-am înșelat și am iertat, mi-am călcat peste principii și orgolii. Eu, dacă ai putut să ierți pe bune, că știi cum e complicat, eu înțeleg asta cu, am văzut asta. Dar știu că ca să poți să ierți într-un moment de genul ăsta, băi, dacă ai putut pe bune să ierți într-un moment de genul ăsta, asta spune că ești o persoană foarte, foarte mișto. Acum, că cealaltă persoană a apreciat sau nu, e irelevant. Dar faptul că tu ai putut să faci treaba asta, e șmecherie maximă, frate. Dacă ai putut, pe bune. Sau, știi, dacă ai putut, chiar dacă au fost gânduri secundare și dacă ai putut să faci asta, asta spune foarte mult, spune un lucru foarte frumos despre tine. Știi? Repet. Dacă aprecia sau nu, e relevant că, până la urmă, iarăși, e vorba că nu e vorba despre ea sau ea care apreciază faptul că tu ești un om mișto, e vorba despre ea care e clar că a pierdut un om mișto. Știi? Dacă tu ai putut să faci asta și ea n-a putut să aprecieze. Asta e treaba. Te cred, bro. Te cred. Dar eu îți spun... În timp lucrurile se liniștesc și nu sigur, deci nu e, ce spun eu acum nu e la modul, bă, poate, da, poate o să, nu, frate, deci în timp lucrurile astea se duc, pur și simplu, știi, chiar se duc, pentru că chiar le vindecă pe toate, ți-am spus, mai puțin cancerul, când e cancer, atunci ea nu mai e cu vindecat, e la modul să e cu shutdown, dacă e să fie, dacă nu și acolo, sunt o grămadă de cazuri unde merge mai departe. Am descoperit că e de mult îmi place România și Homeland în general abia după ce am plecat. E normal, Ionuț. E normal. Uite, Neluțu zice și el. Eu cred că ți-ai dorit-o prea mult și trebuie să te axezi pe tine. Așa, exact. Sunt total de acord cu Neluțu. Și să găsești femeia care te place cum ești. Sigur, după acest episod, o să-ți dai seama că a fost bine cum au decurs lucrurile. Exact. Și zice și Neluțu, zic și eu, pentru că realitatea e că asta e, ăsta e drumul, nu poți să mergi decât înainte. Și de ce? Că n-ai altă variantă. Adică oricum, n-ai cum să dai înapoi și văd că suntem cel puțin doi în chatul ăsta care credem asta. Poate ți-ai dorit tu prea mult, poate te-ai sacrificat, te-ai pus pe planul 2,
i-am apreciat. Se întâmplă, frate. Nu înseamnă neapărat că suntem răi, înseamnă că atât putem în momentul respectiv. Și aici vorbesc de ea. Dacă tu ai putut să faci asta, am zis, asta spune multe despre tine. Și cum zice și Neluțu, așa zic și eu, e momentul ăla în care poți să te repliezi, să ai un pic de grijă de tine. Poate e momentul ăla, poate de aia s-a întâmplat. Poate la un moment dat o să zici, uite, de asta s-a întâmplat, frate. Aveam nevoie, de fapt, deși credeam că n-am nevoie. Măruță, la un moment dat o să fac și asta cu profilurile de Steam. O să-mi iau zic, că mi-au tot zis oamenii, dacă semnez. Semnez, frate, dacă e. O să, nu știu, n-am făcut niciodată treaba asta. Nu știu foarte clar ce înseamnă. Dar o facem. Înțeleg, Alan. Înțeleg. Înțeleg, toți am fost acolo, toți am trecut prin asta. E inevitabil acest moment pe care ai trecut tu. Crede-mă, cred că toți, și femei și bărbați, am trecut prin asta. Primul moment, lucrurile alea, momentul ăla care părea că nu poate fi, nu se poate rupe, ăla e momentul, am vrut să ne oprim acolo, era suficient, era perfect, era minunat și poc! Iată-ne, aici zgâriați un pic, dar zic eu mai bine, mai complex cumva, că și eu recunosc ce spui tu acolo, recunosc că am fost, am trecut prin povestea asta, așa cum ai trecut și tu. Dar dacă mă pui, mă întrebi acum și îmi zici, ai fi vrut să rămâi în relația aia? Păi dacă aș fi rămas în relația aia, aș fi avut parcursul ăsta, restul. Dacă aș fi rămas, nu zic neapărat că aș fi fost nefericit, dar știu sigur că n-aș fi fost așa cum sau unde sunt acum, astăzi. Știi? Și atunci zic, nu, n-aș fi rămas. Deci, poate atunci, evident, dacă mă vreau să aleg, n-aș fi ales să plec, n-aș fi ales să se întrerupă, dar în același timp pot să înțeleg că e ceva, că există un parcurs și că acel moment a fost necesar. Trebuia să existe și trebuia să se încheie așa cum s-a încheiat ca eu să ajung aici unde am ajuns. Să întâlnesc după aia o grămadă de alți oameni minunați. Știi? Pam, pam. Se leagă, ți-am zis. Bun, acestea fiind spuse, adică să ne scrii comenturi, acum așa, comenturi, pe Steam, cu signed by Constantin, sau ceva de genul. Asta mă semnez? Ok, poate o face și pe asta, nu zic nu. A, uite că zice și Mr. Accent, a zis, de-aia nu mai semnează mulți streameri, mulți din streameri. Că bănuiesc că e treabă multă, e la modul, te apuci de ele și pe mă... Mai semnești și mie, însemnești și mie și așa și ajungi. Mulțam, Vac, mulțam, senior, mulțam. Da, gaming, exact cum zice gaming, uneori ai nevoie de o palmă de la viață pentru a putea deschide ochii. Și de ce? Pentru că e o diferență între ce credem noi că avem nevoie și ce avem noi nevoie de fapt. Știi? Că noi, cum zice și gaming, bă, cine dracu vrea o palmă de la viață? Nu vrea nimeni, frate, toți vrem să stăm liniștiți cu plapuma pe noi, confortabil, aia. Deci te treci cu o palmă, zici, de ce palmă, frate? Eu vreau să stau liniștit, plapuma frumos, aerul condiționat, așa că era un pic răcoare. Aici vreau eu să fiu, cine, Doamne iartă-mă, vrea palme? Nu vrea nimeni. Dar cu toate astea, peste ceva timp zici, da, vezi, aveam nevoie de palma aia, că prea stăteam confortabil acolo și nu mergeam dracu înainte și eu ca om. Știi? Adică lucrurile se leagă. Asta e treaba. Bun, acestea fiind spuse, băi, mi-a făcut maximă plăcere, căci am zis o oră, dacă ține minte, așa am zis, o oră stau pe live-ul ăsta și iată-ne unde sunt, tem, acum, la ora asta. Bine, și nu pot decât să vă mulțumesc că ați rămas, deci suntem mai mulți, nu sunt doar eu nebun la faza asta, sunteți și voi, aveți și voi partea voastră de nebunie. Că de-aia suntem aici la ora asta, împreună, și vorbim de jocuri, relații, mesaje sociale și propagandă și desene animate și supereroi. Mulțumesc mult de prezență, mi-a făcut mega plăcere, ca să zic așa. Super, ultra, mega, sigma, alfa, omega, plăcere. Vă doresc în continuare o săptămână minunată, Bug Shape-ul, și ne vedem.
zic eu sâmbătă. Dar poate apar și vineri. Dar bifați clopoței și alea, când am intrat pe ușă, o să zdrângăne toate conservele alea de la ați pus la ușă și m-au auzit dacă e să intru vineri. Dar în principiu aș face sâmbătă. Și vedem ce joc, că mă hotărăsc pe parcurs, dacă nu, am zis, le instalez pe toate și în timpul live-ului stabilim, ne apucăm de asta, facem un sondaj și îl pornim pe la care o fi, din ce am instalat. Noapte bună, săptămână cu spor în continuare și ne vedem next time, vineri sau sâmbătă. Noapte bună, sau somnușor de fapt, că noapte bună, nu mai putem să zicem că s-a trecut peste mâna, nu mai e chiar somnușor, să fie odihnitor somnul, cam asta e. Mulțumesc mult de prezență și ne vedem next time, vineri sau sâmbătă. Sâmbătă în principiu, da, poate apar și vineri, atât. Acestea fiind spuse, vă bag și aici, bag și eu în noapte bună. Am zis noapte bună, e bine, asta. Și Days Gone? Poate facem și cu Days Gone. Și vă întreb că dacă e să le-am instalat. Oricum am făcut o mini-listă în seara asta. Poate le iau și pe asta din listă, le instalez pe toate și vedem atunci în live, că nu știu. Și las așa o poză tot așa în toate direcțiile, ca să nu fie ceva clar și doar adaug după stream partea întâi din ce om juca. Asta facem. Noapte bună, spor la treabă, spor în tot ce faceți, până ne vedem data viitoare și nu numai, spor în general. Și ne vedem, cum am zis, sâmbătă, în principiu, dar poate apar și vineri, dar activați și voi clopoței. Și acestea fiind spuse, voting live, da, direct. Când o fi live, atunci îi dăm. Noapte bună, somn ușor și ne vedem next time. Asta e. Și mulțumim de prezență încă o dată. Îi dau cu stopaj la sursă în 3, 2, 1...